Dimineața, dragii mei! Bună dimineața! Vă spun un bun venit din nou la străjerul de unde Cuvântul Lui Dumnezeu pleacă către casele noastre, către inimile noastre. Mă bucur că în această dimineață ne putem reîntâlni din nou. Mă bucur că avem această posibilitate pentru a ne reîntâlni pentru a studia din Cuvântul Lui Dumnezeu, fiindcă El este bun cu noi, se îngrijește de noi, de nevoile noastre, de viața noastră și este alături de noi. Dumnezeu este minunat, dragii mei. Fără Dumnezeu n-am putea să facem nimica. Problema este că de ce Dumnezeu este bun, de ce timpul întârzie mai mult, problema este că oamenii se fac mai răi. Oamenii se strică pe fie zi ce trece. Lăcrimioara, multă pace, bună dimineața! Pace, Cornel Imbir, bine ai venit cu noi! Deci oamenii se strică, dragii mei, pe fiecare zi ce trece omul în loc să se pocăiască, Verigean Dumitru, multă pace! Și bine ai venit cu noi! Sorina Popescu, Gabriela Limbașar, multă pace, bine ai venit cu noi! Oamenii au probleme mari, dragii mei, au probleme pe zi ce trece. Stricăciunea este atât de mare încât nu are capăt, nu are greutate, nu se poate cântări, nu se poate... Silva Jean, cu multă pace. Verigeam, ziceam și o întrebare. Da, cum să nu așteptăm întrebarea. Stăteam în dimineața aceasta, cineva a zis că nu există Duhul Sfânt. Aia e problema lui. Cornel Imbir zice, de ce frate Liviu? Păi hai să vă spun un singur lucru. În dimineața aceasta ascultam pe cineva, nu l-am mai ascultat de vremuri
destul de largi. Domne, nu mai numim astăzi pe Dumnezeu Dumnezeu. Și este Yahweh. Păi da, dar Yahweh este în limba ebraică. În românește este Dumnezeu. Nu-L mai numim pe Domnul Iisus Hristos, Iisus Hristos. Îl numim Iosua Hamasia. Duhul Sfânt nu mai este persoană și este o putere care este plasată de la unul la celălaltul. Și tot felul de lucruri. Oamenii se strică pe zi ce trece, dragii mei. Oamenii se strică pe zi ce trece. Și vedeți noastră ce dreptate are Sfânta Scriptură când zice că vremurile din urmă vor fi vremuri grele. Întunecimea va fi pe pământul acesta cum n-a mai fost niciodată. Adică această problemă spirituală, această problemă de cunoașterea lui Dumnezeu. Mulți dintre noi avem C12 zice, nu să ne tot stresăm că vin vremuri grele. C12. Cuvântul lui Dumnezeu zice, voi pregătiți-vă. Da? Domnul Iisus Hristos ne-a avertizat, deci este important să știm lucrul acesta. Și atâta timp cât spune, voi pregătiți-vă, fiți gata, și când se vor întâmpla, voi trebuie să știți lucrurile acestea. Fiindcă vremurile acestea grele, eu vă spun că până la urmă omul trece și prin foame, trece și prin sărăcie, trece și așa mai departe. Înțelegeți dumneavoastră? Dar problema este că foarte ușor omul nu va trece și va fi înșelat pe partea spirituală, pe problema cuvântului lui Dumnezeu. De ce vă spun lucrul acesta? Căci oamenii astăzi au luat o razna, au nebunit și au pierdut din vedere și au pierdut orientarea și au pierdut sensul de mers și au pierdut și au pierdut și au pierdut și au pierdut și așa mai departe. Nu mai au nicio linie de orientare. În momentul în care tu vrei să faci ceva, nu te mai poți ghida. C12 zice, nu are nicio legătură cu noi, se referă la Ierusalim când a căzut în fața romanilor. Zice că distrugerea Ierusalimului este o prefigurare a timpului sfârșitului, are o legătură cu noi. Ana, bună dimineața, pace! Are o legătură destul de strânsă cu noi, C12, să știi. Are o legătură destul de strânsă cu noi. Că nu vrem noi să credem, că nu vrem noi să anumite lucruri, aia e problema fiecăruia. Înțelegi? Dacă noi oamenii nu facem ceea ce trebuie înaintea lui Dumnezeu, vom fi și noi înșelați în același mod, în același fel. Și noi vom fi redirecționați într-un fel sau altul. Noi trebuie să avem mare grijă că Satana este foarte șiret, spune Sfânta Scriptură. El este un psiholog foarte bun. El nu are acces la inima mea și la inima ta. Înțelegi? El ne cunoaște acțiunile. El ne cunoaște mișcările. El cunoaște direcția în către acolo unde suntem noi redirecționați. Marea controversă, bună dimineața! Înțelegeți noastră? Și el aduce anumite ispite, încercări și probleme în viața noastră doar după stilul acesta de trăire, doar după stilul acesta de mișcare al vieții noastre. Noi trebuie să avem grijă că el cunoaște și înțelege toate aceste lucruri în pofida și în ciuda tuturor lucrurilor pe care noi nu le înțelegem. Noi ne credem de multe ori foarte puternici. Noi ne credem de multe ori foarte tari. Noi ne cunoaștem, noi ne credem foarte cunoscători ai Sfintele Scripturi. Problema este că Sfânta Scriptură argumentează și zice, voi nu cunoaște nici pe Dumnezeu, nici puterea lui Dumnezeu. Nu înseamnă că dacă eu cunosc ce stă scris în Sfânta Scriptură, înseamnă că eu neapărat cunosc adevărul. Eu pot să cunosc ceea ce stă scris în Biblie, înțelegeți noastră, dar să nu cunosc adevărul.
Lodi Gabor, multă pace. Și vedeți dumneavoastră, în momentul în care eu cunosc ceea ce stă scris în Sfânta Scriptură, dacă eu nu sfințez viața, pace Andreea. Oh, bine ai venit, Andreea. Să știi că te-am trecut acolo ca să, cum se zice, admin, ca să fii pe grup, dar mi-a zis un frate de la Macea, zice, bă, Andreea nu mai are niciun cont, nu mai are nimica, e blocată, e scoasă afară, nu mai poate intra sub nicio formă pe nicăieri de TikTok și te-am scos de acolo, dar o să te trec înapoi, înțelegi? Gangasta, lasă gangasta, nu mai avea tu nicio... Înțelegi? Nu mai avea tu nimica. Înțelegi? Că nu am nevoie. Da. Să-l faci bou pe cine vrei tu, nu pe mine. Înțelegi? Zice, Lucifer este mai înțelept decât Daniel și toți experții Bibliei. Nu știu dacă Lucifer este marea controversă, mai deștept ca toți. Înțelegi? Satana este deștept în prostia lui și nebunia lui. Dar vreau să vă spun că Satana nu va fi niciodată mai deștept ca un om al lui Dumnezeu care este smerit și supus și sub călăuzirea Duhului Sfânt. Fiindcă niciodată o creatură n-are cum să treacă peste înțelepciunea lui Dumnezeu, da? Și unde dă Dumnezeu înțelepciune, depășește înțelepciunea lui Satana. Înțelegeți dumneavoastră? Depășește înțelepciunea lui Satana. Satana este și el înțelept atât cât îi îngăduie Dumnezeu. Înțelegeți? Dacă dumneavoastră vă uitați în Sfintele Scripturi, zice că Dumnezeu ridica oameni în poporul său și ei biruiau armatele acelea care erau agitate, erau conduse, erau insuflate de Satana ca să atace pe poporul lui Dumnezeu. Și niciodată Satana nu avea biruință împotriva oamenilor lui Dumnezeu decât atunci când poporul lui Dumnezeu sau oamenii lui Dumnezeu pierdeau din vedere pe Dumnezeu, pierdeau legătura cu Dumnezeu, pierdeau orice lucru care îi unea cu Dumnezeu. Înțelegeți dumneavoastră? Marea controversă ce pe teologii iudei i-au lucrat la perfecție. Cine i-a lucrat la perfecție? Satana nu poate niciodată, Raluca Adina, multă pace, bine ai venit cu noi. Marea controversă, vreau să spun un singur lucru. Satana nu te va putea prelucra atâta timp cât tu ai o legătură și o unitate cu Dumnezeu, atâta timp cât umanul este unit cu Divinul, cât cele două lucrează împreună. Nu va putea Satana să te prelucreze. Sfânta Scriptură, dacă ar fi așa cum zici dumneata, este o minciună. Și înseamnă că Dumnezeu este mincinos. Sfânta Scriptură zice așa, că nu se poate să nu vină prilejul de păcătuire, da? Dar pe partea altă spune cuvântul Dumnezeu așa, ori de câte ori Dumnezeu îngăduie să vină o ispită, El are și o cale pregătită pentru ieșire din ispită ca tu să nu păcătuiești împotriva lui Dumnezeu. Natalia Moica, multă pace. Deci nu te va lăsa Dumnezeu ca să mergi în ispită mai mult decât tu poți să faci față. Și Satana nu te va putea prelucra, nu te va putea doborâ, înțelegi? Și nu te va putea abate de la calea adevărată și la adevărul Dumnezeu. Absolut niciodată. Aia e o credință falsă. Asta dă dovadă de necredință să spui, bă, stai puțin, Satana te prelucrează. Eu sunt adevărat conștient de toate aceste lucruri, că Satana prelucrează. Dar când Dumnezeu vine la Adam și Eva în grădina Edenului și spune așa, zice, fiți atenți cum merge treaba. Este un vrăjmaș, unul care s-a ridicat împotriva mea. Uite, a făcut asta, a făcut asta, a făcut asta, a făcut asta, a făcut asta. Aveți grijă. Aveți grijă. Să nu vă duceți la pomul acela. Acolo era teritoriul lui Satana, da? Atâta timp cât Adam și Eva au stat împreună uniți, atâta timp cât Adam și Eva
l-au ascultat pe Dumnezeu și nu s-au dus pe terenul lui Satana, Satana nu a avut ce să facă împotriva lor, absolut nimic. Zice că Satana nu avea acces ca să îi ispitească în altă parte a grădinii decât în grădina Edenului, dar la pomul cunoștinței binelui și răului. Înțelegeți dumneavoastră? Înțelegeți dumneavoastră? De aceea Dumnezeu ne-a arătat. Înțelegeți? Și momentul în care ei s-au abătut de pe terenul lui Dumnezeu, pe terenul lui Satana, el i-a prelucrat cum a vrut el. Același lucru se întâmplă și astăzi. Satana nu te poate prelucra atâta timp cât tu ai o vorbire curată, cât tu ai o viață curată, cât tu ești credincios lui Dumnezeu, când tu păzești poruncile și nu te abați de la calea lui Dumnezeu, cât tu împlinești ceea ce cere Dumnezeu. Atâta timp cât tu o iei în altă direcție decât ceea ce spune Dumnezeu, Satana te va prelucra. Marea controversă zice aici că pe faraon l-a prelucrat Doina Pitulice, multă pace, Dorina. Problema este că Satana te poate prelucra și l-a prelucrat pe faraon, căci faraon nu era un om al lui Dumnezeu și era un împotrivitor al lui Dumnezeu. O înțelegeți dumneavoastră? Era un împotrivitor al lui Dumnezeu, Gheorghe Liliana, multă pace. Și atâta timp cât tu nu ești de partea lui Dumnezeu, Satana te poate prelucra după bunul plac, înțelegeți dumneavoastră, ci nu după voia lui Dumnezeu. Înțelegeți? Dacă noi vom asculta de Dumnezeu, Satana va avea un acces limitat pentru ca să ne ispitească și să ne încerce. Dacă noi vom fi lângă Dumnezeu și vom rezista, Domnul nu va îngădui niciunui om să aibă o ispită peste puterile sale. Înțelegeți? Zice, nu există viață curată aici, poate acolo, frate, nu mințim singuri. Leonidas zice că omului Dumnezeu trebuie să-și pregătească viața pentru împărăția lui Dumnezeu de pe pământul acesta. Zice că Duhul Sfânt nu va sigila niciun caracter care are pată, zbârcitură, care s-a găsit minciună, care tare, ta-ta-ta-ta și așa mai departe. Absolut nimic. Înțelegi? Bine că știi tu omul cu barbă sau cum te cheamă. Niște ipocriți care stați în spatele unor imagini și anumite nume în care nu sunteți capabili să vă asumați ceea ce spuneți. Da? Dacă v-ați asuma ceea ce spuneți, înțelegeți? Ați fi voi înșive. N-ați sta ascuns în spatele toate acestor lucruri. Înțelegi? Marea controversă ce l-a prelucrat pe David, pe Solomon. Da, dar de ce i-a prelucrat, marea controversă? De ce nu ești corect cu tine însuși și cu Dumnezeu? Zice că David, când împărații erau la război, el nu s-a dus la război. Da? Traian Covaș, multă pace. Și spune că el se plimba pe zidul, pe acoperișul casei și așa mai departe. Normal că Satana te prelucrează. Solomon, prin căsătoria cu femeile străine, l-a prelucrat. Înțelegi? L-a prelucrat. Pe Saul, cât a fost credincios lui Dumnezeu și când n-a mai ascultat de Dumnezeu, Satana l-a prelucrat. Satana te prelucrează doar în momentul în care tu te abați și pierzi din vedere pe Dumnezeu. Zice, voi trebuie să aveți ochii ațintiți către Dumnezeu, privirile voastre trebuie să fie în fiecare moment și fiecare clipă către Iisus. Înțelegeți? Dacă nu ai privirea țintită către Dumnezeu și îl pierzi din vedere pe Dumnezeu, în momentul acela tu vei fi ispitit și vei fi prelucrat de Satana, da? E clar. E clar. Voi nu atribuiți puterea lui Dumnezeu lui Satana. În primul rând, Satana este o creatură la fel ca și noi. Doar că el a avut sau a fost înzestrat cu niște puteri mai mari. Dar nu puterile lui Dumnezeu. O înțelegeți dumneavoastră?
Atâta timp cât el este o creatură, puterea stă în mâna lui Dumnezeu, da? Atâta timp cât tu crezi că satana te poate prelucra, înseamnă că tu arăți necredință față de Dumnezeu și de cuvântul lui Dumnezeu. Înțelegeți dumneavoastră? Și atunci noi nu vom putea să mai facem nimic. Leonida zice, frate, la cât am văzut atât rău, în 50 de ani suntem puțin cu inima, 90% sunt răi. Aia e altă treabă. Problema este cum sunt eu, ce fac eu, în ce fel mă pregătesc eu, în ce sunt eu pregătit. Cum vă spuneam mai devreme, pe zi ce trece oamenii ajung la o stare mai rea ca niciodată, fiindcă oamenii se abad de la adevărul lui Dumnezeu și merg pe căi greșite. În momentul în care vei începe să umbli și să răstălmăcești cuvântul Dumnezeu și să-i dai o altă interpretare decât o dă Sfânta Scriptură, vei ajunge pe mâna lui Satana pentru a te prelucra. Oamenii cum l-au lepădat pe Hristos, evreii la timpul acela și nu au vrut să-l accepte, astăzi Domnul Hristos este lepădat în persoana Duhului Sfânt de oameni, îl desconsideră sau îl coboară pe Domnul Iisus Hristos la un nivel și un statut uman, ca și când el nu ar fi venit din ceruri. Înțelegeți dumneavoastră? Oamenii citesc Sfânta Scriptură din prisma înțelepciunii lor și a gândirii lor pentru a completa o anumită stare de lucruri din viața lor unde lipsește Dumnezeu. Și atâta timp cât lipsește Dumnezeu, tu nu poți să faci nimic. Deci tu nu poți să faci absolut nimic. Nimic. Oamenii se cred tari, oamenii se cred puternici, oamenii se cred înțelepți, oamenii se cred pricepuți, dar vreau să vă spun că fără Dumnezeu suntem nimica. Avem o înțelepciune omenească care vine de jos și nu vine la Dumnezeu, care va ieșua într-o vreme mai scurtă sau mai lungă, pentru un timp și o perioadă scurtă sau îndelungată pe care Dumnezeu o va stabili. Zice că pentru moment Dumnezeu ne îngăduie fiecăruia dintre noi anumite lucruri, înțelegeți dumneavoastră, ca să se dea pe față nelegiuirea din inima noastră. Zice Marea Controversă, Domnul Lucifer este stăpânitorul lumii acesteia. Lucifer poate să fie stăpânitorul lumii care se predă și trăiește în felul lumii acesteia, în felul lui Satana, da? Atâta timp cât tu te slujești pe Dumnezeu, Marea Controversă, Daniele, cât tu slujești pe Dumnezeu și ești de partea lui Dumnezeu, n-are cum să fie Satana stăpânul tău. Stăpân îți este celuia cărei îți slujești. Dumnezeu spune destul de clar, Tatăl vostru, stăpânul vostru, este acela a cărui fapte voi le faceți. Înțelegeți? Dacă voi faceți fapte rele, Satana este stăpânul vostru. Nu înseamnă că dacă Satana este stăpânitorul lumii acesteia și în ce prismă vorbește Dumnezeu că Satana este stăpânitorul lumii acesteia? Zice că lumea ascultă pe Satana. Și zice că toate faptele lor arată destul de clar cine îi conduce, în ce direcție merg și cine le este tată. Înțelegeți? Zice, noi toți suntem fiii lui în momentul de față. Nu, eu nu cred așa ceva. Eu știu un singur lucru ce spune Sfânta Scriptură. Înțelegi marea controversă. Și hai să-ți explic, că am explicat-o și sabatul trecut. Zice că omul, prin creație, a fost fiul lui Dumnezeu, da? L-a creat și l-a făcut om după chipul și asemănarea sa. Prin neascultare, a devenit fiul lui Satana, da? Și a făcut faptele lui Satana. Prin Iisus Hristos, imediat de la alungarea lui Adam și Eva din grădina Edenului, Dumnezeu a dat garanția salvării și promisiunea că omul poate să redevină fiul lui Dumnezeu. Și momentul în care omul redevine fiul lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, el iese de sub stăpânirea lui Satana și devine fiul lui Dumnezeu. I-a dat dreptul să fie înfiat, să redevină din nou la statutul de fiu al lui Dumnezeu. N-are cum. Înseamnă că Dumnezeu minte. Înseamnă că Dumnezeu nu este corect. Înțelegeți dumneavoastră? Și Dumnezeu ne-a dat dreptul să redevenim fiii săi. Ioanica, multă pace.
Atâta timp cât eu aleg să slujesc pe satana, eu voi fi fiul lui. Atâta timp cât eu aleg să slujesc pe Dumnezeu, voi ieși de sub stăpânirea lui satana și voi intra în slujirea stăpânului nostru, care este Dumnezeu. Zice, câtă vreme suntem lipsiți de părtășia de natura divină, suntem ai lui. A, așa? Fi corect, Daniele. Atâta timp cât suntem lipsiți. Cine ne ține să fim lipsiți? Noi! O înțelegeți dumneavoastră? Noi suntem cei care alegem ca să fim lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dacă noi alegem să fim lipsiți de slava lui Dumnezeu, Daniel Duță, multă pace, bine ai venit cu noi. Atâta timp, atunci, noi suntem fiii lui satana. Înțelegeți? Nu trebuie să sucim cuvântul lui Dumnezeu după cum ne place. Dar noi suntem acum. Daniele, dacă tu te crezi că ești fiul lui satana și ești stăpânit de satana, e problema ta. Eu unul nu merg pe ideea aceasta. Păi atunci, dacă eu sunt stăpânit de satana, atunci pentru ce mă mai lupt pentru împărăție? Atunci nu mai este mântuire? Atunci unde este dreptul de înfiere? Atunci care este lucrarea morții Domnului Iisus Hristos? Înțelegeți? Ai problema ta. Dacă tu te crezi că ești, e treaba ta. Eu unul nu mă cred. Înțelegi? Că am și o anumite scăpări sau anumite lucruri, e adevărat și fiecare dintre noi avem Petra Pali, multă pace. Dar nu poți să spui, bă, suntem toți ai lui satana. Păi atunci, ce facem cu ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Ce facem cu ce spune? Că Dumnezeu are o pat, o biserică pe pământul acesta, cu soarele pe cap, cu luna sub picioare, era îmbrăcată, strălucea, avea poruncile lui Dumnezeu și așa mai departe. Dumnezeu are, nu toți sunt. Înțelegi? Oricine nu este născut din nou, păi, controversă, ce ți-am zis mai devreme? Cine nu se supune lui Dumnezeu, cine nu se naște din nou, cine nu se schimbă, cine nu se transformă, cine nu reprezintă chipul lui Dumnezeu, este supus lui satana. Haideți, dragii mei, cu TikTok-ul, haideți cu tap-tapuri, ca să ieșim, să trecem peste 10.000, să nu mă bage în spați, mulțumesc. Zice, unde este această mireasă? Unde este mireasa? Mireasa este Biserica lui Dumnezeu, este pe pământul acesta, da? Este femeia care este reprezentată în Apocalipsa, ci ea are o luptă de dus pe pământul acesta, are de reprezentat o lucrare pe care Dumnezeu i-a încredințat-o până când Domnul va veni. Înțelegi? Arnold, zice Liviu Bondoc, nu te luți pentru împărăția celor, ci cel prea înalt, dacă faci tu. Arnold, hai să-ți mai spun un singur lucru. Zice că ce este verigeanul tap-tap, dai cu degetul pe ecran. Cu degetul pe ecran și atât. Încolo nu trebuie să faci nimic. Vreau să spun un singur lucru. Lupta într-adevăr este a lui Dumnezeu. Dar o parte a lucrării de mântuire, a planului, nu a lucrării de mântuire, este a noastră. Zice că Dumnezeu ne-a lăsat și nouă să... Zice, desceliniți-vă ogorul, pregătiți-vă inima, faceți lucrul acesta. Apostolul Pavel, Petru zice, eu mă lupt, dar nu mă lupt ca unul cu pumnul în vânt, și mă lupt și mă pregătesc și mă înfrânesc și baspul și mă țin. Deci avem o luptă, fiecare de dus. Zice că noi nu trebuie să facem faptele noastre, ci noi trebuie să umblăm în faptele pe care le-a rânduit Dumnezeu, adică să trăim asemenea Domnului Iisus Hristos. Noi nu, căutăm să facem. De exemplu, eu nu păzesc poruncile lui Dumnezeu ca să fiu mântuit. Ci eu păzesc poruncile lui Dumnezeu că sunt mântuit. Eu nu păzesc poruncile lui Dumnezeu să mă iubească Dumnezeu. Ci Dumnezeu mă iubește. Și fiindcă Dumnezeu mă iubește, înțelegeți dumneavoastră, eu trăiesc în ascultare de Dumnezeu prin păzirea poruncilor Dumnezeu. Înțelegeți? Duhul Sfânt care este în noi învață și evangelizează oamenii. Dar Duhul Sfânt nu este în noi, El vine peste noi. Da? Adevărul lui Dumnezeu când locuiește în noi, Duhul Sfânt este peste noi, ci Duhul Sfânt ne va da putere și tărie ca noi să evangelizăm pe oameni și să spunem adevărul lui Dumnezeu. Dragii mei,
Sfânta Scriptură nu se citește ca o carte oarecare. Sfânta Scriptură nu se compară din prisma umanității, fiindcă oamenii de multe ori o studiază din prisma umanității. Maria Bulu, multă pace! Înțelegeți dumneavoastră? În Biblie, uite, Maria Bulu spune, în Biblie spune fiii oamenilor și fiii lui Dumnezeu. Normal! Sunt fiii oamenilor și fiii lui Dumnezeu. Pe pământul acesta fiecare om alege cui vrea să slujească. Înțelegi? Ce Duhul Sfânt ne dă putere de noire, de putere, doar El trăiește, nu noi. Sfânta Scriptură nu spune că Duhul Sfânt trăiește și nu noi, ci zice că Hristos trăiește și nu noi. Adică noi nu mai facem faptele noastre, noi nu mai suntem dependenți de noi, ci noi suntem dependenți de puterea lui Dumnezeu. Noi nu dăm prioritate vieții noastre, faptelor noastre, trăirii noastre, ci prioritate dăm a ceea ce Dumnezeu a pus valoare și prioritate. Înțelegeți? Noi trebuie să dăm valoare și prioritate a ceea ce a hotărât Dumnezeu, nu ceea ce vrem noi. E un lucru deosebit. Înțelegeți noastră? Dacă noi nu suntem atenți, de aceea de multe ori cadem în rătăcire. De aceea de multe ori cădem în înșelătorile lui Satana și suntem prelucrați de Satana, pentru că noi venim cu ideile și presupozițiile noastre. Înțelegeți noastră? Noi suntem cei care stricăm buna stare a Scripturilor, pentru că noi vrem ca Scriptura să facă față nouă, ci nu noi trebuie să ne conformăm Sfintelor Scripturii. Ci lucrul acesta ne duce la păcate grele. Lucrul acesta ne duce la depărtare de adevăr. Lucrul acesta ne duce în necunoștință. Lucrul acesta ne duce la înșelare de Satana. Lucrul acesta ne duce la substăpânirea lui Satana. Lucrul acesta ne duce la tot felul de lucruri. Vom vede în această dimineață că avem lecțiunea numărul 4 din studiul de trimestrul acesta, vorbește despre parabole. Despre parabole. Vom vede comparațiile pe care Dumnezeu le face și interpretarea pe care Dumnezeu a vorbit și ne-a arătat-o cum trebuie să o facem. Nu noi suntem cei care interpretăm. Nu noi suntem cei care aranjăm și perfecționăm lucrurile Scripturii, ci Scriptura le pregătește pentru fiecare dintre noi în forma pe care noi putem să o acceptăm și să o primim în viața noastră și să o trăim. Nu Biblia trebuie să se conformeze nouă, ci noi trebuie să ne conformăm Sfintelor Scripturii. Înțelegeți dumneavoastră? De aceea sunt atâtea religii, credințe, nebuneli și așa și așa mai departe. De aceea se întâmplă tot felul de lucruri că noi căutăm să interpretăm prin înțelegerea minții noastre, ci nu prin puterea Duhului Sfânt. Ci lucrul acesta este o greșeală teribilă. Haideți să ne rugăm, dragii mei, haideți să ne rugăm și apoi să procedem la studiul nostru, parabole din această dimineață. Înțelegeți noastră și Dumnezeu să reverse Duhul Sfânt pentru ca noi să putem să înțelegem. Mă voi ruga, vă rog să mă însoțiți în rugăciune. Părinte bun care ești în ceruri, venind și în dimineața aceasta, să-ți mulțumim din toată inima pentru că Tu ai fost cu noi. Pentru că ne-ai dăruit viață și sănătate și ne-ai trezit cu bine la zorii zilei. Te rugăm să ne ierți dacă am greșit și cu siguranță am greșit. Prin sânge și merite Domnul Iisus Hristos. Dă-ne putere să rămânem legați de Tine, să nu mai păcătuim, să avem un caracter și o viață pregătită și formată pentru împărăția Ta. Ajută ca să ne putem sfinți caracterul de pe pământ, pentru ca Duhul Sfânt să poată să-și pună amprenta, sigilul peste noi, pentru ca să rămânem gata, pregătiți pentru împărăția Ta. Condu-ne și călăuzește-ne prin Duhul Sfânt în studiul cuvântului Tău, ca să înțelegem voia Ta, planul Tău, ceea ce dorești Tu. Ajută-ne să ne ferim pentru a nu da noi interpretări după plăcerea și dorința inimii noastre, fiindcă toate aceste lucruri poate să fie o capcană și o cursă din partea lui Satana pentru noi. Te rugăm ca Tu să însoțești pe fiecare suflet în acest studiu și cuvântul Tău să rămână curat și nealterat în viața lui. Te rugăm pentru lista noastră de rugăciune, pentru sufletele care au probleme de sănătate, de familie, de serviciu, de hrană, de îmbrăcăminte, de orice alt lucru, să te atingi de ei, să-i vindești și să lucrezi în viața lor după voia Ta. Tu știi ceea ce este mai bine, dar te rugăm ca niciunul să nu piară. Ajută-ne să fim gata, să ne pregătim. Când Tu vei veni, noi să te putem întâmpina.
În numele Domnului Iisus am cerut acestea. Amin. Slăvit să fie Dumnezeu, dragii mei, pentru tot ceea ce a făcut și face pentru noi oamenii. El să fie binecuvântat, mărit, slăvit și onorat. Vreau să vă reamintesc în această dimineață, Leonard, multă pace și bine ai venit cu noi. Vreau să vă reamintesc în această dimineață că proiectul nostru pentru tipărire de Biblie rămâne deschis pentru toți cei care doresc să se implice. Cei care mă urmăriți pe pagina Străjerul, aveți numărul meu de telefon, mă puteți contacta. Cei care nu știți, vreau să vă spun că acum cel mult 3 săptămâni în urmă am tipărit 1000 de Biblii, s-au distribuit. Am început al doilea proiect de tipărire de Biblii. Deja avem banii strânși pentru 400 de bucăți, că mai mult nu pot să pun pe remorcă, că sunt foarte grele. Și voi merge după ele. Dar comanda este făcută pentru 1000 de Biblii. Trebuie să le achităm și cine dorește și vrea să se implice în această lucrare, este bun venit și la aștept mă puteți contacta. Aceste Biblii, marea parte dintre ele sunt pregătite pentru Brăila Iași. Așa a fost prevăzută, dar o parte dintre ele o să meargă către Suceava și Botoșani. Deja am sunat, am vorbit, ne-am înțeles. În momentul în care le avem pe toate pregătite, vom încărca un transport două și vom merge, ne vom împărți în două, că nu voi putea să călătoresc zilele astea, a fost plecat la Bistrița Năsăud, a trebuit să conduc foarte mult. Radu Nistor zice, frate, aveți revolu? Da. Mă puteți contacta apoi în privat și o să putem discuta. Și am fost plecat, sunt obosit și vreau ca de data aceasta să ne împărțim în două categorii, în două transporte și să mergem unii către partea Brăilei și unii către partea Moldovei ca să putem să distribuim aceste Biblii și să le ducem acolo unde este nevoie. Înțelegeți, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. De ce vă spun lucrul acesta? Este timpul ca să ne ridicăm să lucrăm. Fiindcă, cum se vede, o să mă înțelege ceea ce spun, că nu vreau să pronunț că pe Facebook o să mă taxeze pentru ceea ce spun, dar vreau să vă spun că pleznita asta de pandemia asta va începe din nou, într-un fel sau altul. Ea n-a încetat niciodată. Înțelegeți dumneavoastră? Deja oamenii sunt în spitale, sunt foarte mulți bolnavi. Deja la Decathlon și în alte centre din acestea comerciale s-au pregătit aparate de testare și așa mai departe. Și ceva se va întâmpla în curând. Doi, războiul bate la ușe. Înțelegeți dumneavoastră? Bate la ușe, este aproape, se pregătește deja în partea Turciei, s-a simțit toate aceste lucruri, s-a semnat tratatul pentru război și prima dată vor merge în pregătirea aceasta, să vedem când vor veni ordine de încorporare între 20 și 35 de ani. Și apoi a anunțat că dacă lucrurile vor începe cum vor începe, vor merge până la vârsta de 65 de ani. Înțelegeți dumneavoastră? Deci, lucrurile nu sunt chiar așa cum credem noi. Lucrurile vor merge într-o direcție din ce în ce mai grea. Deja am vorbit cu cineva săptămâna aceasta. Zicea că culturile sunt compromise foarte mult. Porumbul, floarea soarelui, 40-50% din cultura grâului. Lucrurile nu vor merge în situația în care credem noi. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, străjerule, cât mai este din noapte? Se văd oare zorile? Și se răspunde că încă este noapte. Ci Dumnezeu zice, lucrați cât este ziua pentru salvarea de suflete. Noi trebuie să vestim Evanghelia, înțelegeți dumneavoastră, să mergem să vestim Evanghelia cât încă se mai poate. Înțelegeți? Marea controversă zice cine este vinovat pentru toate crizele politice și economice. Noi știm destul de clar că Dumnezeu le îngăduie, dar în spatele tuturor acestor lucruri este Satana. El lucrează pentru că pregătește marea bătălie și marea luptă în care este între Hristos și Satana și se va da împotriva poporului Dumnezeu. Înțelegeți dumneavoastră? Împotriva poporului Dumnezeu. Crizele acestea vin. De aceea noi trebuie să lucrăm. Să lucrăm, să lucrăm și să lucrăm cât încă se mai poate.
Zice că datoria noastră, înțelegeți dumneavoastră, zice Marea Controversă, domnul Liviu și dumneavoastră sunteți vinovați. Auzi, Marea Controversă, eu atâta timp când lucrez și sunt implicat în lucrarea lui Dumnezeu, eu nu mă simt vinovat. Dacă dumneavoastră nu lucrați pentru Dumnezeu și aveți alte preocupări și aveți alte lucruri, Anubis, mult salutare, numai bine. Dacă aveți altă preocupare și vă simțiți vinovați, e treaba dumneavoastră. Atâta timp cât eu caut să-mi fac datoria față de semeni și față de Dumnezeu, eu nu mă simt, nu am vină de lucrul acesta. Fiindcă Dumnezeu ne-a încredințat fiecăruia dintre noi o datorire pe care Narcisa, multă pace. Când noi ne-o duce la îndeplinire, noi nu putem să fim judecați de Dumnezeu. Că cei care nu se ridică să vestească Evanghelia, cei care nu se ridică să vestească planul de mântuire, judecata lui Dumnezeu, de cercetare și așa mai departe, noi suntem vinovați, da. Dar atâta timp cât tu îți faci datoria, înțelegi, nu poți să fii trecut în categoria aceasta. Aia e altă treabă. Zice, noi trebuia să încheiem de mult Marea Controversă. Și de ce Marea Controversă nu te ridice acum ca să lucrezi și să închei? De ce nu ne ridicăm ca să încheiem? Astăzi de ce nu? Doar știm să condamnăm că dacă noi făceam, e adevărat. Dacă se făcea, se încheia, e adevărat. Cotează nobia, multă pace. Dar ce te ține astăzi să te ridici, să vestești Evanghelia, să grăbești venirea Domnului Iisus Hristos și toate lucrurile să fie gata? Dacă toți ne-am ridicat, dacă toți ne-am implicat, dacă toți ne-am conformat planului lui Dumnezeu, în momentul acela lucrarea ar fi așa cum ar fi și Dumnezeu și-ar încheia lucrarea. Dar noi nu avem timp să vestim Evanghelia. Noi avem timp să ne certăm, noi avem timp să ne contrazicem, noi avem timp să despărțim firul în patru, să spunem că Iisus nu e Dumnezeu, că Duhul Sfânt nu e Duhul Sfânt. Până la urmă Dumnezeu nu mai există și nu mai este nimica. Noi avem alte preocupări decât preocupările pe care Dumnezeu, înțelegi, ni le-a pus în față. Cine te ține să lucrezi? Haideți să lucrăm cu toții. Hai să ne implicăm. Hai să facem ceva. Haideți să facem. Zice, mișcarea Adventă este vinovată pentru toate crizele planetei Pământ. Auzi, Marea Controversă. Nu toată mișcarea Adventă este vinovată pentru toate aceste lucruri, da? Și zice că fiecare care n-a lucrat pentru Dumnezeu, el va da socoteală înaintea Dumnezeu. Eu sunt adventist de ziua șaptea, da? Eu lucrez. Eu nu pot să mă simt vinovat atâta timp cât îmi fac datoria. Dacă tu ești adventist de ziua șaptea și preocuparea ta este numai de nebunel, numai de ceartă, numai de probleme, numai cu tare, vei fi judecat înaintea lui Dumnezeu. Alexi Vasile, bine ai venit cu noi. Noi trebuia de mult. Păi cine te pune să nu pregătești? Ce faci? Ce faci? Că tu spunem că noi toți trebuia de mult. Noi toți trebuia așa. Noi trebuia. Dar ce facem noi acum? Problema este, Cornel Simeon, multă pace. Ce facem noi acum? Ce pregătim? Eu te întreb pe tine, Marea Controversă, și apoi trec la studiu. Tu ce faci? Intri cu toți, te cerți? Intri cu toți și vii numai cu tare? Nu te-am văzut niciodată în lucrare. Tu te duci în lucrare. Te duci să stai de vorbă cu oamenii, te duci să împarți cuvântul Dumnezeu, te duci să vestești Evanghelia. Tu în loc să vestești Evanghelia, te cerți cu toți oamenii pe toate astea? Înțelegeți dumneavoastră? Lasă că nu biserica lui Dumnezeu. Biserica lui Dumnezeu este biserica lui Dumnezeu, Rămășița. Că poporul a respins e altă treabă. Dumnezeu are o biserică pe pământ care păzește poruncile Dumnezeu, care are credința lui Iisus, care geme și suspină pentru păcatele și nejuriile care sunt săvârșite și în afara bisericii și în interiorul bisericii. Da? Cu ce să mă duc? Cu calul ăla care îl călărești tu toată ziua pe unde ești. Cum cu ce să te duci? Du-te! Că Dumnezeu îți va pune la dispoziție tot ce ai nevoie. Eu vreau să spun că eu m-am rugat pentru lucrarea aceasta. Iuliana Maria, multă pace. M-am rugat pentru lucrarea aceasta. Și Dumnezeu a ridicat oameni și am strâns bani împreună, am tipărit cărți, mergem în orașe, împărțim cărți, stăm de vorbă cu oameni, le explicăm și prin cuvânt, și prin scris, și prin toate aceste lucruri. Înțelegeți? Zice, Marea Controversă. După cum se vede, nu te spăla pe mine, se cam vede că tu ești cam stăpânit de Satana. Înțelegi? Pe cum să spui tu că Dumnezeu nu are nicio biserică, că dacă el venea de mult? Păi dacă spune că biserica aceasta trebuie să treacă prin necazul cel mare, că biserica aceasta are o luptă, are o misiune, are o lucrare de făcut,
tu spui că nu există. Înțelegeți? Silva zice, deja se judecă poporul Dumnezeu cum era pe timpul lui Ilie Tisbitul. Normal. Înțelegi? Dumnezeu are o biserică pe pământul acesta. Haideți să trecem în dimineața aceasta la parabolele care erau prezentate de Domnul Iisus Hristos, să vedem care a fost scopul parabolelor, ce a arătat acolo, vadă multă pace, veți fi provocat permanent de marea controversă. Nu are nicio... Știu că nu are, dar totuși am dat așa ceva, marea controversă. Ori te oprești, ori te pun pe liniște. Clar. Înțelegeți? Zice că în înțelepciunea sa, Domnul îmbracă adevărurile spirituale în prezentări și simboluri, prin folosirea figurii de stil. Adesea el le putea adresa acuzatorilor și vrăjmașilor săi cele mai vădite și grăitoare mustrări. Înțelegeți asta? Deci Domnul Iisus Hristos, prin parabole, prezenta adevăr, care era îmbrăcat cu figuri de stil, erau mustrări și tot felul de lucruri pe care le aducea împotriva lor. El a găsit cea mai bună metodă de a transmite adevărul divin într-un limbaj simplu folosind reprezentări și ilustrații din lumea naturală. El a deschis în fața ascultătorului săi adevărul spiritual și a dat viață unor principii prețioase. Deci Domnul Iisus Hristos, Silva Janco zice, merg la biserică, multă pace, avem nevoie de putere de sus, așa este, dragii mei. Deci vedeți dumneavoastră, Domnul Iisus Hristos a prezentat adevărul simplu, ci nu complicat din partea nimănui. El l-a prezentat așa cum este el. Noi de multe ori complicăm adevărul, complicăm lucrarea Dumnezeu, complicăm situațiile, în loc să prezentăm adevărul așa cum este el. Noi de multe ori îngreunăm situația, punem 399 de legi peste legile lui Dumnezeu. Punem anumite ordine și discipline într-un fel sau altul, înțelegeți noastră, peste ceea ce spune Dumnezeu. Noi ne încărcăm cu o povară pe care nu suntem capabili să o ducem. Zice Alexi, zice, unii le este firesc, iar alții vorbesc în contra lui Dumnezeu. Normal că oamenii vorbesc în contra adevărului Dumnezeu datorită lipsei de pocăință și legătură cu Dumnezeu. Ei nu vor să facă lucrul acesta. Oamenilor le place provocarea, oamenilor le place nebunia. Atât de vastă era înțelepciunea Domnului Iisus Hristos în ce privește adevărul și atât de cuprinzătoare erau învățăturile sale încât folosea fiecare element al naturii pentru a ilustra adevărul lui Dumnezeu. Deci el prezenta adevărul lui Dumnezeu prin lucruri simple și minunate. Înțelegeți noastră? Marea controversă, îmi pare rău. Înțelegeți? În perioada de început a lucrării sale, Domnul Iisus le-a vorbit oamenilor în cuvinte simple ca toți ascultătorii să poată înțelege adevărurile care i-ar fi putut face înțelepți în vederea mântuirii. Deci Domnul Iisus Hristos spune să rostim adevărul simplu, fiindcă simplitatea dă înțelepciune. Nu lucrurile complicate dau înțelepciune. Busuie Liviu, multă pace, bine ai venit cu noi. Și zice că în perioada de început a lucrării sale, Domnul Iisus Hristos le-a vorbit oamenilor în cuvinte simple, ca ascultătorii săi să poată înțelege adevărurile care i-ar fi făcut înțelepți. Totuși, în multe inimi, adevărul nu prinsese rădăcină și le fusese luat foarte repede. De aceea le vorbesc în pilde, spunea Domnul, pentru că ei măcar că văd, nu văd și măcar că aud, nu aud, nici nu înțeleg că inima acestui popor s-a împietrit, au ajuns tari de urechi și au închis ochii ca nu cumva să vadă. Oare am ajuns și noi tari de urechi? Oare am ajuns și noi cei care vedem să nu vedem, cei care auzim să nu auzim, să nu pricepem fiindcă inima noastră s-a împietrit? Atât de simplu ne-a vorbit Dumnezeu și noi complicăm lucrurile. Atât de simplu ne vorbește Dumnezeu și noi ne împotrivim. Mă uit de multe ori la tot felul de oameni, cum e și marea controversă și așa mai departe, oameni care nu au nimic din Dumnezeu. Îmi pare rău să spun lucrul acesta. Și, de exemplu, marea controversă este un om foarte înțelept. E un om foarte priceput. E un om care vorbește cu o calmitate, mi-aș dori și eu de multe ori să am acea răbdare și educație în vorbire cum o are el. Eu sunt puțin mai depezit, așa, mai
Înțelegeți noastră, Ioan Cătălina, multă pace. Înțelegeți? Bună dimineața, Sonia Tifui. Bine ați venit cu noi. Deci, este, dar degeaba ai aceste calități dacă pierzi din vedere adevărul lui Dumnezeu. Dacă pierzi din vedere ceea ce este mai important. Dacă pierzi din vedere lucrurile simple al lui Dumnezeu și tu complici de fiecare dată lucrurile într-o direcție greșită. Nu te ajută cu nimic. Nu are nicio valoare pentru tine. Dumnezeu a spus că va ridica vase slabe să facă de rușine pe cele tare ale lumii acestea. Înțelegeți dumneavoastră? Și spune Dumnezeu, poporul acesta s-a împietrit. A ajuns tari de urechi. Și au închis ochii ca nu cumva să vadă adevărul și să se întoarcă la Dumnezeu. Să nu vadă nimic, să nu priceapă nimic, să nu înțeleagă nimic. Oare Dumnezeu ne-a închis? Cum spune marea controversă mai devreme, e adevărat că biserica trebuia să facă, e adevărat. S-a făcut o greșeală, dar astăzi, ce facem noi? Ne împietrim în același fel? Aurelia, bună dimineața! Noi ce facem astăzi pentru Dumnezeu? Ce facem pentru cei din jurul nostru? Care este prioritatea principală a vieții noastre, numărul 1? Este Dumnezeu și adevărul Lui sau alte lucruri? Care este căutarea noastră astăzi? Căutarea după lucrurile lumii sau căutarea după Dumnezeu? Avem noi timp, stăteam de vorbă cu cineva, cum spuneam și aseară pe străjerul, stăteam de vorbă zilele acestea cu un prezbiter de comunitate și zic, băi omule, am obosit singur, așa, merg ore în șir, kilometri, zile, nopți, du-te cu Biblie, du-te cu cărți, du-te în stânga, du-te în dreapta, du-te încolo, du-te după ele, ia-le, ridică-le, du-te și distribuie-le, am nevoie de ajutor. Ah, păi nu, că noi avem treabă, că noi suntem ocupați, că noi suntem așa. Deci care sunt prioritățile? Crezi că eu nu am treabă acasă? Credeți că la mine acasă nu este treabă? De multe ori soția lucrează singură. Se ocupă de toate singură. Credeți că pentru noi nu este? Credeți că noi nu avem nevoie de nimica? Credeți că nouă nu ne-ar place să mai câștigăm bani? Credeți că eu n-aș putea să stau liniștit și să nu mă frământ, să conduc ore în șir, că apoi mă dau jos din mașină și sunt epuizat? Ce facem noi pentru Dumnezeu? Se pune întrebarea. Și zice cuvântul lui Dumnezeu așa, zice, fiecare dintre noi face ceea ce are în inima lui. Dacă inima lui este legată de Dumnezeu, face lucrurile lui Dumnezeu. Cel ce este născut din Duh, este născut din Dumnezeu, face lucrurile lui Dumnezeu. Cine nu este născut din Dumnezeu și este firesc, este lumesc, face lucrurile lumii acestea, aleargă după lucrurile lumii acestea. Înțelegeți dumneavoastră? Păi așa dacă stăm că, cum zise marea controversă, că dacă biserica n-a făcut, dacă noi n-am făcut, dacă ăia n-a făcut, că Dumnezeu trebuia să vină, că Dumnezeu nu mai are nicio biserică pe pământ, dar cu ce să mă duc? Păi atunci ce vrei? Ucenicii cu ce s-au dus? Ucenicii mergeau cu corabia, călătoreau ani de zile, luni de zile, stăteau pe corabii, pe furtuni, pe mări, pe oceane, erau trecuți prin situații grele, se rupeau corabiile, puteau să fie înnecați, să fie morți, ajungeau pe insule, rămâneau izolați iarna până venea primăvara, treceau prin tot felul de lucruri grele. Cu ce oare au mers oamenii aia? Mergeau pe jos, călătoreau, zice că Domnul Iisus Hristos călătorea kilometri întregi, mergea prin sate, prin comune, prin localități, spune, noi astăzi nu avem cu ce să mergem, pe noi nu ne interesează absolut nimic, dar noi suntem mari cunoscători ai adevărului, noi suntem mari evangheliști, noi suntem mari oameni care avem lumină de la Dumnezeu, nu avem nicio lumină, dragii mei. Noi nu avem nicio lumină. Când tu nu trăiești în lumina cuvântului Dumnezeu, când tu nu ai pe suflet, pe inimă, salvarea de suflete, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, vreau să vă spun un singur lucru, dragii mei. Nu vei fi mântuit. Deci nu vei fi mântuit. Zice, Satana ne dă impresia că avem lumină. Normal!
Normal. Și atunci pentru ce ne luptăm? Atunci pentru ce ne luptăm? Care este lupta noastră? Care este căutarea noastră? Care sunt toate aceste lucruri? Și zice Dumnezeu, acest popor s-a împietrit. A ajuns tare de urechi și a închis ochii ca nu cumva să vadă. Domnul Hristos avea de rostit adevărul pe care oamenii nu erau pregătiți să le accepte și nici măcar să le înțeleagă. Oare nu cumva și astăzi Dumnezeu rostește adevăruri pe care noi nu suntem pregătiți? Nu cumva și noi suntem de felul acesta? Nu cumva, dragii mei? Nu cumva? Nu cumva? Câți dintre voi sunteți gata și sunteți pregătiți să faceți lucrul acesta? Înțelegeți? Câți dintre noi suntem gata, pregătiți să facem lucrul acesta? Câți dintre noi suntem dispuși să ne pregătim și să lucrăm pentru Dumnezeu? Înțelegeți dumneavoastră? Să ne ajute Dumnezeu să înțelegem, dragii mei. Să înțelegem că tot ceea ce se face trebuie să se facă după voia lui Dumnezeu. Dacă noi nu ne vom pregăti să facem lucrul acesta, va fi foarte rău. Să mergem mai departe. Asociind aceste scene, aceste învățături cu scene din viața de zi cu zi, din experiența oamenilor sau din natură, el captiva atenția ascultătorilor săi și impresiona. Domnul Iisus Hristos a căutat o cale de a ajunge la fiecare inimă prin faptul că folosea o varietate de ilustrații, nu numai că prezenta diverse aspecte ale adevărului, dar reușea și să ajungă la inima unor ascultători diferiți. Interesul lor era trezit de imaginile desprinse din mediul în care își petreceau viața de zi cu zi. Niciunul dintre ascultătorii Mântuitorului nu putea să se simtă neglijat sau uita, chiar și cel mai umil și cel mai păcătos auzea în învățătura sau un glas care le vorbea cu duioșie și simpatie. Dragul meu, ne mai atinge pe noi adevărul lui Dumnezeu? Ne mai face pe noi adevărul lui Dumnezeu să ne trezim? Adevărat, Andreea, zice că masele s-au trezit, au căutat să-l ucidă și chiar l-au ucis pentru adevăr. Oamenii nu se trezesc pentru adevăr. Oamenii se trezesc pentru orice lucru, dar nu pentru adevărul lui Dumnezeu. Zice cuvântul lui Dumnezeu că va fi o redeșteptare falsă. Oamenii ar trebui să se trezească pentru această lucrare pe care Dumnezeu ne-o pune înainte. Ar trebui, dragii mei, să ne trezim. Ar trebui să facem ceea ce este bine de făcut, căci Dumnezeu ne arată tot ceea ce trebuie să facem. Ileana Grad, multă pace, bine ai venit cu noi. Zice, misiunea Domnului Iisus Hristos nu era înțeleasă de oamenii din vremea sa. Oare în vremurile noastre este înțeleasă misiunea lui Dumnezeu? Oare în vremurile noastre este înțeleasă această lucrare a lui Dumnezeu? Oare, dragii mei? Oare? Mai este ea înțeleasă? Mai este ea pricepută? Zice, Domnul Iisus Hristos era temelia întregii religii evreiești. Auziți că foarte mulți dintre noi spunem așa, nu, domne, că ce a spus Domnul Iisus Hristos e pentru noi și ceea ce era în vechime era pentru evrei. Nu mai este valabil ceea ce era în Vechiul Testament. Și auziți ce spune aici așa. Zice că Domnul Iisus Hristos era temelia întregii religii evreiești. Adică cum s-a desființat
când Domnul Iisus era temelia întregii religii evrești, la care oamenii nu trebuiau să umble. Oare cumva Vechiul Testament l-a scos pe Domnul Iisus Hristos din ecuație? Oare? Și zice, serviciile obligatorii ale acestui sistem religios fusese rânduite de Dumnezeu. Ele erau menite să învețe pe oameni că acela pe care reprezentau toate ceremoniile religioase va veni la timpul stabilit. Deci toate serviciile religioase și tot ce era în Vechiul Testament arăta către acela care va veni. Arăta către Mesia. Arăta că va veni la timpul potrivit și la vremea potrivită, că și toate trebuia să se împlinească în Hristos. Absolut nimic nu era în afară. Mulți dintre noi spunem, păi stai puțin, că unele au fost scrise pentru evrei, ele au fost în Vechiul Testament, noi nu mai suntem cu Vechiul, suntem cu Noul Legământ, nu are nicio legătură. Dacă Domnul Iisus era temelia tuturor acelor servicii religioase și arătau către El că avea să vină la timpul și la vremea potrivită, deci noi nu putem să separăm și să desfințăm una de cealaltă. Nu putem să luăm ceea ce ne convine și ceea ce nu ne convine. Noi nu putem să adăugăm și să scoatem. Noi trebuie să rămânem la ceea ce a stabilit Dumnezeu. Sfânta Scriptură nu se categorisește pe Noul și pe Vechiul Testament. Și se categorisește pe Sfânta Scriptură, adică Cuvântul Lui Dumnezeu, vestea bună pentru mântuirea și salvarea noastră. Înțelegeți, noastră? Alexis spune acum, unii n-au timp, unii zic că sunt alții, alții nu și-au înțeles chemarea. Dar noi oamenii nu ne mai înțelegem chemarea de multe ori. Și omul nu poate să-și înțeleagă chemarea atâta timp cât inima lui este preocupată cu altceva, cât inima lui este pentru lume, ci nu este pentru Dumnezeu. Când tu ai alte preocupări decât preocupările pe care Dumnezeu ți le-a stabilit. Înțelegi? Și eu multă vreme am avut preocupările mele. Ce să aibă Dumnezeu de împărți cu mine dacă eu împar viața mea cu altcineva? Înțelegeți dumneavoastră? Ca și când ar fi într-o familie un bărbat și o nevastă și la un moment dat bărbatul își găsește o amantă. Ce mai are de a face nevasta cu bărbatul acesta când el își împarte viața lui și bucuria lui cu alta? Zice că noi am fost logodiți cu Dumnezeu, noi suntem mireasa lui Dumnezeu și noi când căutăm și trăim în afară de ceea ce cere Dumnezeu, zice că noi nu mai avem nimic din Dumnezeu. Noi vrem ca Dumnezeu să fie cu noi? Păi câți dintre noi ne-ar place să avem bărbat sau neveste cu vin cu altul și să ne împărțim bucuria și fericirea cu ei și să rămânem în continuare cu ei? Niciunul dintre noi nu ne-ar place. Cui dintre voi v-ar place să vă împărțiți bărbatul și nevasta cu altul? Câți dintre voi ați putea și v-ar place lucrul acesta și ați accepta? Niciunul. Același lucru se întâmplă și cu Dumnezeu. Zice că Dumnezeu ne-a dat dreptul să redevenim fiii săi, să fim înfiați prin sânge și merite Domnului Iisus Hristos, da? Și atâta timp cât El ne-a dat dreptul acesta, noi nu putem ori cu El, ori cu celălaltul. Da? Dumnezeu zice că nu vrea să fim cu inima împărțită. Dumnezeu spune că nu vrea să ne împartă cu nimeni. Ori îl slujiți pe Dumnezeu, ori îl slujiți pe Satana. Cuvântul spune clar, astăzi hotărăște cum vrei să slujești. Astăzi. Astăzi cât auzi chemarea lui Dumnezeu, tu caută să slujești pe Dumnezeu. Că tu nu vei putea să slujești în două părți. Tu nu vei putea să slujești și pe unul și pe celălaltul. Zice Sfânta Scriptură că tu nu poți să slujești pe unul și să-l urăști pe celălaltul. Tu nu poți să slujești la doi stăpâni. Nu poți pe unul să-l iubești, pe unul să-l urăști. Ori cu unul, ori cu celălaltul. Lui Satana îi place să ai o slujire și o iubire împărțită, fiindcă el știe cât timp tu vei avea o inimă și o slujire împărțită, înțelegi? Spune că la momentul acela el știe că ești al lui, fiindcă Dumnezeu nu acceptă slujirea împărțită. Nu acceptă. Dumnezeu spune ori totul, ori nimic. Dumnezeu spune ori cu mine, ori nimic. Ca așa facem și noi de multe ori, oamenii. Lasă-vă că am și nevastă, dar am și amantă. No. Ea duc bani, trăiește bine, are copii.
Oare credeți că totul se rezumă la acestea? Zice că Dumnezeu își revarsă binecuvântările și peste bun și peste cei răi. Dar binecuvântările care le revarsă Dumnezeu nu înseamnă că tu ai o fericire și o legătură cu Dumnezeu, da? Nu înseamnă că tu vei fi mântuit. Nu înseamnă că Dumnezeu va trece cu vederea toate aceste lucruri. Nu! Înțelegi? Nu! Dumnezeu nu vrea să te împartă cu nimeni. Ori! Înțelegeți noastră? Noi suntem cei care ne împietrim. Noi suntem cei care respingem adevărul Dumnezeu. Noi suntem cei care trăim în felul acesta. Zice că Evanghelia... Zice așa. Zice... Dar iudeii acordaseră o importanță atât de mare reformelor și ceremoniilor, încât pierduseră din vedere obiectivul lor. Și noi astăzi acordăm importanță mai mare reformelor și ceremoniilor și pierdem din vedere pe Iisus Hristos. Înțelegeți dumneavoastră? Zice că toate aceste reforme, ele erau menite să învețe pe oameni ca acela pe care îl reprezentau toate ceremoniile religioase, va veni la timpul stabilit. Zice, tradițiile, perceptele și regulile omenești ascundeau acele învățături pe care Dumnezeu intenționa să le transmită prin intermediul serviciilor religioase rânduite de El. Deci toate aceste lucruri, tradiții, percepte, religii, reguli, scuzați-mă, ascundeau adevărata învățătură. Când într-o biserică găsești spectacol, găsești mândrie, găsești înălțare de sine, unde nu este smerenie, unde cuvântul lui Dumnezeu nu este prezentat în lumina și în puterea pe care a lăsat-o Dumnezeu, toate aceste reguli ascund acele învățături pe care Dumnezeu a intenționat să ni le transmită prin intermediul serviciilor religioase rânduite de El. Știți pentru ce a fost rânduite serviciile religioase divine într-o biserică? Fie că e adventistă, baptistă, pentecostală, ortodoxă și așa mai departe. Ca să fie descoperit Hristos, pentru ca noi să ne pocăim și prin sângele și meritele sale, prin jertfa lui să fim mântuiți, da? Să fie mustrat păcătosul, să fie mustrat păcatul, să fie certat în tot adevărul lui Dumnezeu, pentru ca omul să se simtă vinovat, să-și cunoască vinovăția și să se întoarcă la Dumnezeu. Dar serviciile divine au fost înlocuite, serviciile religioase, în Biserica Ortodoxă cu slujbe și cu sfinți, în Biserica Catolică cu sfinți și așa mai departe și cu tot felul de lucruri, în Biserica Pentecostală cu Duhul Sfânt, care nu are nicio legătură cu Duhul Sfânt al Sfintelor Scripturi. În Biserica Adventistă, cu servicii de muzică, ziua mamei, ziua femeii, ziua bunicii, ziua și așa mai departe, înțelegeți dumneavoastră, și tot felul de, și peste tot. Dumnezeu are tot felul de lucruri care vrea să ne le descoperă dacă noi dorim lucrul acesta. Dumnezeu vrea să ne trezească că toate aceste tradiții, percepte și reguli ascund acele învățături care ar trebui să ne transmită un adevăr. Din Agabi, multă pace, bine ai venit cu noi. Înțelegeți dumneavoastră? Zice, tradițiile acestea deveniseră un obstacol în calea înțelegerii și a trăirii adevăratei religii. Se întâmplă ca de multe ori, dragii mei, ca toate tradițiile și toate aceste lucruri pe care le facem noi să devină un obstacol în calea sau în trăirea sau înțelegerea adevăratei trăiri, adevăratei religii. Iar când simbolurile conținute de ceremoniile religioase s-au împlinit în persoana Domnului Hristos, iudeii nu l-au cunoscut ca fiind împlinirea tuturor simbolurilor chipul pe care toate acestea îl reflectau. Același lucru facem și noi. Când citim Sfintele Scripturi, datorită tradițiilor, datorită perceptelor și regulilor omenești, când Dumnezeu ne vorbește, noi nu primim adevărul Dumnezeu.
când Dumnezeu ne vorbește, noi nu mai acceptăm adevărul lui Dumnezeu. Suntem împotriva lui. Ne răzvrătim, ne împotrivim, ne împietrim. Fiindcă au făcut ca toate aceste tradiții să preia locul. Spune unul ortodox că nu e bine să te închin la icoane, că nu primește. Gigi Nedeanu, multă pace. Spune-i unui catolic că nu primește. Spune-i un penticostal că nu va fi nicio răpire înainte de necazul cel mare și vorbirea în limbi cu duhurile acelea cu bolbosuri că nu va primi. Spune-i unui adventist că trebuie să se pocăiască înaintea lui Dumnezeu că ceea ce face că nu va primi. Nu va primi. Da, dragii mei, nu va primi. Și aproape la fiecare religie care te duci, nu va primi. Dar cel mai dureros este că poporul lui Dumnezeu este cel care nu primește și care nu vede. Fiindcă poporul lui Dumnezeu și-a consolidat o credință falsă pe tradiții, pe percepte și reguli omenești, în loc să rămână la adevărul lui Dumnezeu. Să mergem mai departe. Evanghelia lui Hristos era pentru ei o piatră de potignire, pentru că ei cereau un semn în loc de a cere un mântuitor. Și noi astăzi cerem semne. Și noi astăzi cerem tot felul de lucruri. Noi vrem descoperiri mari, impresii ale Duhului Sfânt, dar noi nu vrem un mântuitor. Noi vrem astăzi să vorbim, să înțelegem noi cum este Duhul Sfânt. Să despărțim firul în patru și le explicăm fiecare cum vrem, dar noi nu vrem să ne pocăim să primim un mântuitor. Noi vrem să arătăm și să explicăm cine este Iisus Hristos. Dar noi nu vrem un mântuitor. Noi vrem să spunem astăzi și să arătăm oamenilor ce nume are Dumnezeu, că pe El nu-L cheamă Dumnezeu și El este Iahve, că Iisus Hristos nu este Iisus Hristos și este Iosua, Masia și nu știu ce și așa mai departe. Și noi nu avem nevoie de mântuitor, nu avem nevoie de pocăință, nu avem nevoie absolut de nimic, nu avem nevoie. Și cel mai dureros lucru este că poporul lui Dumnezeu din vremurile acestea nu are nevoie. A ajuns ca Evanghelia lui Hristos, a ajuns ca Biblia să devină pentru ei o piatră de potignire, la fel cum Iisus Hristos a fost o piatră de potignire pentru evrei, pentru creștinii, pentru oamenii veacului acestuia. Din orice religie, Evanghelia este o piatră de potignire. Religia. Da? Religia, prin formele ei, a ajuns ca să facă din Evanghelie o piatră de potignire. Adică ei se potignesc când le spui adevărul. Nu că nu e așa Evanghelia, lasă că spun eu, lasă că știu eu, lasă că nu știu eu. Da, dar uite ce spune Cuvântul Dumnezeu. Și de fiecare dată Evanghelia a devenit un vrăjmaș al creștinilor, între ghilimele, dragii mei. Fiindcă ei nu mai au nevoie de adevăr. Zice că evreii așteptau ca Mesia să-și dovedească mesianitatea prin fapte de cucerire, să-și întemeieze un imperiu pe ruinele împăraților pământești. Și noi astăzi așteptăm un Mesia închipuit de noi, contrafăcut de noi, inventat de noi, modelat de noi. Da? Noi nu vrem pe Hristosul Sfintelor Scripturii, care ne spune cu blândețe, în simplitate, care ne vorbește prin Duhul Sfânt ceea ce trebuie să facem, cum trebuie să trăim. Nu! Ci noi avem fiecare Dumnezeul nostru. Dumnezeul nostru inventat de noi, adus la existență de noi. Un Hristos fals. Un Hristos cu o imagine și un chip neclar. Da? Fiecare dintre noi trăim pretinzând că noi trăim pentru Hristos și noi îl iubim pe Hristos și îl urmăm pe Hristos. Noi nu îl iubim atâta timp cât trăim în afara vieții lui Hristos. N-are nicio legătură una cu cealaltă. Am văzut de exemplu de curând, exact cum spune aici, că evreii dorea ca Domnul Iisus Hristos să-și construiască, să-și întemeieze un imperiu pe ruinele împăraților lumești, da? Am văzut de curând la Biserica Penticostală, era un pastor care dădea binecuvântarea la doi tineri și spune: Doamne,
binecuvântează-i în euro, binecuvântează-i în dolari, binecuvântează-i să aibă conturi în bancă, binecuvântează-i. Pe ce vrem noi să ne consolidăm credința? Pe temelia lumii sau pe temelia lui Hristos? Zice că Hristos a fost exemplul nostru. A trăit în sărăcie, a trăit în umilință, a trăit în jertfire de sine, lepădare de sine, făcându-L cunoscut pe Tatăl, lucrând pentru cei sărași, pentru cei necazuri, pentru și așa mai departe. Din Agabi, ce prate, pace, frate, te rog, roagă-te pentru familia mea. O să vă trecem pe lista de rugăciune, pe cei care ne cereți. Dar mi se pare că v-am trecut în lista de rugăciune, că ne rugăm pentru dumneavoastră, Ilea, din Agabi. Da. Și deci, dragii mei, fiecare avem Dumnezeul nostru. Noi vrem un Dumnezeu pentru să ne dea. Să ne dea. Spunea cineva, eu mă pocăiesc dacă în Dumnezeu dă mașină. Nu te pocăiești niciodată. Dacă Dumnezeu îmi dă cu tare, eu mă pocăiesc. Nu, nu, tu nu te pocăiești. Tu ești la fel ca și cerșetorii de la semafoare. Fiindcă cerșetorii de la semafoare, ei nu cerșesc pentru că mor de foame, și ei cerșesc pentru că sunt pus de alții ca să aibă câștig sau pentru a consuma tot felul de lucruri care nu sunt sănătoase și nu sunt la locul lor. Înțelegeți? Pacea Domnului Maria Tofana. Înțelegeți noastră? Noi considerăm pe Dumnezeu, noi stăm la semafor și de câte ori avem nevoie apela la Dumnezeu, noi avem un Hristos care să ne satisfacă poftele, dorințele, plăcerile, îmbuibarea, nebunia. Ci noi nu vrem un Dumnezeu care să ne pocăim. Nu, nu ne place pocăința, dragii mei. Mulți dintre ei, l-auzeam pe cineva aseară, zice, mulțumesc lui Dumnezeu că-și de când m-am pocăit, viața mea este alta. Și el asculta muzică religioasă, cuvinte religioase pe muzică populară, pe manele și așa mai departe. Zic, păcat omule, că nu te-ai pocăit niciodată. Adică tu, aparții de o religie, ai lăsat anumite vicii, că numai bei nu este pocăință și este lepădarea unui viciu prin care Dumnezeu te-a lăsat să te lepezi de el, te-a ajutat. Tu dacă nu mai fumezi, este lepădarea unui viciu prin care Dumnezeu ți-a dat putere și s-a îndurat de tine să nu mai fumezi, da? Tu care n-ai făcut cu tare, sunt vicii pe care le-ai părăsit. Dar pocăința are cale lungă. Pocăința este sfințirea vieții. Și spune că viața are un proces de sfințire continuă, din sfințire în sfințire, care duce către desăvârșire. Desăvârșirea este asemănarea cu Hristos. Nu vă mai mințiți singuri. Că dacă v-ați dus într-o biserică, înțelegi, tu te-ai pocăit. Uitați-vă, avem aici pe Sabău Florin, ce și tu ce pocăință vrei, sectaristule? Păi uite, dă dovadă că el este slujitorul dracului, nu e slujitorul Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos n-a vorbit niciodată de felul acesta. Da? Și zice Sfânta Scriptură, după vorbele voastre vă veți cunoaște, după faptele voastre, cine este Tatăl vostru, pe cine slujiți, pe cine iubiți, de partea cui sunteți. Zice, din gura Domnului Iisus Hristos niciodată n-a ieșit cuvinte stricate și ne la locul lor. Zice, niciodată n-ați fi auzit în gura Domnului Iisus Hristos aducând vorbe de ocară semenilor lor. Chiar și celor ce-l blestemau și-l ocărau și l-au dus la moarte. Zice, când el era condamnat și judecat și bătut, el n-a deschis gura. Zice, ca o oaie mută, era dusă la macelărie. E plin internetul de porcăiți. Pocăiți nici atât. Nici atât. Înțelegeți dumneavoastră. Să mergem mai departe. Parabola asemănătorului a fost răspunsul lui Hristos la această așteptare a lor. Împărăția lui Dumnezeu urma să vină, dar nu prin puterea armelor, nici prin confruntări violente, ci prin implantarea unui nou principiu de viață în inima oamenilor. Auziți ce spune? Împărăția lui Dumnezeu nu vine, băi sectaristule, băi mizerabilele, băi cu tare. Unul m-a înjurat. Dumneavoastră nu vi le arată comentariile, dar mie unul. No. Împărăția lui Dumnezeu nu vine prin confruntări,
nu vine prin cuvinte mizerabile, nu vine prin vorbe urâte și zice că împărăția lui Dumnezeu vine prin implantarea unui nou principiu de viață în inima mea și în inima ta. O nouă vorbire, să dăm dovadă. Să dăm dovadă că suntem oamenii lui Dumnezeu, că și Hristos vorbește prin noi, că noi reprezentăm pe Hristos. Când tu reprezinți pe Hristos, trebuie să vorbești ca El, să te comporți ca El, să ai atitudinile Lui. Să nu răspunzi în aceeași măsură. Înțelegeți noastră? Pe lângă Biblie, natura este cel mai mare manual al nostru. Când semănăm sămânța și cultivăm planta, ne aducem aminte de Dumnezeu, că Dumnezeu a creat sămânța și că tot El o dă pământului prin puterea sa divină. El se îngrijește de acea sămânță. După legea stabilită de El, sămânța când moare le dă viață ei firului verde și spicului, în care găsesc alte semințe care urmează să fie strânse și puse la rândul lor în pământ ca să producă o nouă recoltă. Putem studia de asemenea modul în care participă omul la această lucrare. Agentul uman are partea lui de îndeplinire. Lucrarea lui de făcut aceasta este una din lecțiile pe care le învățăm din natură și vom vedea în ea o lucrare solemnă și frumoasă. Păi da, dar dacă noi stăm la oraș, de unde să învățăm? Pace Răducanu Ștefan. De unde să avem? Zice că omul trebuie să cultive pământul, să pună sămânța în pământ și să înțeleagă toate aceste lucruri. Dui la mână. Aici spune destul de clar că noi suntem ca o sămânță. Și zice, până când nu vom muri ca sămânța, nu vom aduce rod. De aceea spune că omul trebuie să intre în legământ cu Dumnezeu prin botez. Și spune că în momentul în care intră în botez, el moare de viața trecută, de principiul, de trăirea lui dinainte și revine în Hristos la o nouă viață. Adică mulți dintre noi ne botezăm, dar continuăm în păcatele noastre. Mulți dintre noi ne schimbăm religia, dar nu ne schimbăm stăpânul. Mulți dintre noi facem tot felul de lucruri și noi spunem că ne-am pocăit. Nu ne-am pocăit absolut deloc. N-are nicio legătură pocăința cu aceste lucruri pe care noi le facem. Până nu vom muri față de lume, până nu vom muri de viața noastră din trecut, de gândurile noastre, de vorbele noastre, de privirile noastre, de faptele noastre, de mâncare, de băutură, de îmbrăcăminte, de un comportament adecvat conform voinței lui Dumnezeu, noi nu avem parte cu Dumnezeu. Să fie clar pentru toată omenirea. Să fie clar pentru toți că nu vei putea să fii mântuit atâta timp cât nu vei muri față de păcat. Până când nu îți vei schimba viața, până nu te vei pocăi cu adevărat, nu vei vedea pe Dumnezeu decât la judecată și la condamnare. În niciun caz nu îl vei vedea pentru viața veșnică, fiindcă Dumnezeu nu poate să stea în prezența păcatului. Zice că Dumnezeu este un foc mistuitor pentru păcat. Când în momentul ești păcătos și te vei apropia de Dumnezeu, vei fi mistuit de Dumnezeu. Vei fi mistuit de Dumnezeu, dragii mei. Interpretarea lui Iisus. Aspectul principal tratat de parabola semănătorului se referă la efectul pe care îl are locul în care este semănată sămânța asupra dezvoltării ei. Prin această parabolă, de fapt, Domnul Hristos le spune ascultătorilor săi: da, voi criticați lucrarea mea sau nutriți de sentimente, fiindcă nu corespunde ideilor voastre. Sunteți în pericol. Întrebarea cea mai importantă care vi se adresează este: cum trata solia mea? De acceptare sau respingerea ei depinde destinul vostru veșnic. De voi depinde. Destinul tău veșnic, dacă vei fi mântuit sau nu, depinde de cum vei primi. Că noi de multe ori ajungem să criticăm lucrarea. Da? Să criticăm lucrarea. Dar noi nu acceptăm. Noi nutrim resentimente față de adevărul lui Dumnezeu. Dar noi spunem că suntem pocăiți? Dar noi spunem că avem adevărul? Înțelegeți? Până nu vom face o schimbare și o transformare,
Poți să fii tu cine ai fi. Poți să fii penticostal, să vorbești în limbi. Poți să spui tu că ai botezul cu Duhul Sfânt. Poți să fii adventist, să spui că ai spiritul profetic. Poți să spui tu că ești ortodox și credința ta e adevărată ortodoxă. Poți să spui tu că ești de la orice religie. Dumnezeu n-a ținut cont de poporul ales. Prin făgăduința dată lui Avram, că Dumnezeu va ridica un popor, o sămânță lui Avram, va fi ca nisipul mării, o va duce în țara făgăduită, a venit timpul când Dumnezeu a lepădat pe poporul acesta. A venit timpul când Dumnezeu te va lepăda și pe tine, chiar dacă ești adventist, baptist sau ce ești tu penticostal. Nu religia te mântuiește și te mântuiește Hristos. Este bine să faci din religie parte, căci religia este forma de închinare pe care Dumnezeu a rânduit-o. Dar dacă te duci doar de formă, doar dacă te duci de plăcere, pentru a te întâlni, pentru a mai schimba decorul, nu vei rezolva nimic. Nu vei rezolva nimic. Trebuie să te schimbi și să trăiești cum trebuie, cum cere Dumnezeu. Nicolae zice, din apă și din duh, păi nu știa Nicodinu, el care era preot, că trebuie să se nască din nou? Păi uite că nu știa. Ca și noi de multe ori. Noi spunem că avem legile lui Dumnezeu, că avem poruncile lui Dumnezeu, noi spunem că avem adevărul, noi spunem că avem scripturile, noi spunem că am înțeles totul, dar uite că nu știm că trebuie să ne naștem din nou. Și problema e când Dumnezeu ne pune problema că noi trebuie să ne naștem din nou, nici măcar nu dorim să ne naștem din nou. Problema este că de fiecare dată noi ne împotrivim. De fiecare dată ne întoarcem de la calea lui Dumnezeu către cale închipuită de noi. Înțelegeți noastră? Închipuite, dragii mei. Noi avem căi de mântuire închipuite de noi. Calea pe care trebuie, cărarea pe care trebuie să mergem, este închipuită de noi și nu cărarea lui Dumnezeu. Înțelegeți dumneavoastră? Pretutindeni în parabola semănătorului, Domnul Hristos arată că rezultatele diferite ale semănatului depinde de calitatea terenului. Giulietta zice, da, nu v-ați dus la biserică astăzi. Păi, Giulietta, tu de ce nu te-ai dus la biserică? Ce cauți aici? Tu unde ești astăzi? Sfânta Scriptură zice că unde sunt doi sau trei adunați în numele Domnului Iisus Hristos, El va fi prezent în mijlocul lor, da? Dumneavoastră, de ce nu v-ați dus la biserică? Vă întreb eu. Adică vine unul și te întreabă care nu e la biserică. Unul care e la biserică nu stă pe TikTok, nu stă pe Facebook, nu stă pe nicăieri și n-ar pune întrebarea asta. Dacă ești la biserică și te uiți pe TikTok la noi, înseamnă că ai mers degeaba la biserică. Clar. Să mergem mai departe. Deci, dragii mei, dacă inima ta nu este de calitate, dacă terenul în care trebuie să cadă sămânța lui Dumnezeu nu este de calitate, tu nu ești al lui Hristos. N-ai nicio legătură cu Hristos. Dacă în inima ta este răutate, cuvântul lui Dumnezeu n-are cum să aducă rod. Fiindcă răutatea este ca spinii care o vor înăbuși. Înțelegeți noastră? Dacă în inima ta este dușmănie, invidie, mândrie, înălțare de sine, critică, stare de rău și așa mai departe, înțelegeți noastră? Cuvântul lui Dumnezeu nu are cum să aducă rod în viața ta. Clar, tu trebuie să-ți alegi terenul în care să cadă cuvântul lui Dumnezeu să aducă rod bogat. Atâta timp cât tu ai inima murdară, atâta timp cât inima ta nu este curățită și sfințită, cuvântul lui Dumnezeu nu te va mântui și nu te va duce în împărăția sa. Înțelegeți? Nicolae zice, numele lui este Iisus Hristos, Domnul cel care și-a dat viața pentru noi, nu pentru păstori. Auzi, Nicolae, Domnul Iisus și-a dat viața pentru toți. Nu numai pentru unii și pentru alții, nu. Dumnezeu și-a dat viața pentru toți care doresc să-L primească. Clar. Giulietta zice, da, nu am ieșit din culte, nu mă mai conduci mecherii, eu vreau să
mestec cuvântul. Tu știi ce ai de făcut. Este hotărârea ta, este viața ta, tu știi pe ce drum mergi. Înțelegeți dumneavoastră? Sorina Popescu, multă pace. Înțelegeți dumneavoastră? Și zice că noi trebuie să alegem pământul, terenul. Trebuie să aibă o calitate superioară. Pentru ca cuvântul lui Dumnezeu să aducă rod în viața noastră. Zice, în fiecare situație este același semănător și aceeași sămânță, doar că terenul este diferit. Doar că inima este nespus de înșelătoare, de rea, și inima noastră în ea se zvăscoalesc tot felul de lucruri rele. Atâta timp cât inima nu e bună, semănătorul e același. Sămânța este aceeași. Dar s-ar putea ca unii dintre noi să n-avem parte de semănătorul ceresc, de Iisus Hristos și de sămânța Lui. S-ar putea ca să avem parte de semănătorul cel rău, de vrăjmaș, că zice că Domnul a semănat sămânța. Dar zice, ce s-a întâmplat de a crescut neghină? Zice, pe când voi dormeați, adică nu se referă la fizic, ci se referă la partea spirituală. Pe când voi dormeați, pe când voi erați răi, pe când voi nu ați luat în considerație, pe când voi ați fost indiferenți, pe când preocupările voastre au avut altă direcție. O înțelegeți dumneavoastră? Zice, vrăjmașul a venit și a semănat. Ce a semănat? Confuzie, necredință, indiferență, înălțare de sine, mândrie, egoism și tot felul de lucruri care v-a ținut departe de Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu nu mai are loc în inima noastră, adavale, multă pace. Nu mai are loc în viața noastră dacă acolo au fost semănați mărăcini. Chiar dacă cuvântul lui Dumnezeu va fi aruncat în terenul, în orogorul inimii noastre, toată semănătura lui Satana va înnăbuși cuvântul lui Dumnezeu și noi de aceea nu-l primim. Suntem predispuși la ceartă, suntem predispuși la mândrie, suntem predispuși la tot felul de lucruri, dar nu la pocăință. Înțelegeți noastră? Frățioare, ăla vânzătorul mai este mântuit? Eu vă spun că nu, că așa a spus pentru toți. Păi dacă Biblia spune că nu va fi, nu va fi. Noi nu putem să inventăm noi și să aducem surplusuri necuvenite pe care Dumnezeu nu le cere. Noi trebuie să rămânem la adevărul lui Dumnezeu. Înțelegeți dumneavoastră? Să rămânem la adevărul lui Dumnezeu. Și zice așa, Domnul ne învață că dacă lucrarea cuvântului lui Dumnezeu nu are succes în inima, în inima și în viața noastră, cauza se găsește la noi. Înțelegeți, dumneavoastră? Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Dacă cuvântul lui Dumnezeu dă greș în viața noastră, cauza nu este la Dumnezeu, ci este la noi. Succesul acesta depinde de noi. Succesul acesta depinde de mine și de tine. Dacă nu se produce o schimbare și o transformare în viața noastră, înseamnă că cuvântul lui Dumnezeu n-a adus rod, pentru că noi am lăsat ca să se semene altceva decât ceea ce trebuia să fie semănat. Giulietta spune, scuze, am vrut să zic că eu am ieșit din cult și vreau să studiez Biblia înțelegând-o cu Dumnezeu. Giulia, în primul rând Dumnezeu nu-și cere să ieși din cultul lui Dumnezeu. Doi la mână. E adevărat că ceea ce vrei să faci este bine. Înțelegi? Și eu fac parte dintr-un cult, și eu sunt membru al unei biserici, dar asta nu mă împiedică ca eu să studiez cuvântul lui Dumnezeu. Înțelegi? Fiindcă Dumnezeu spune că pe pământ are o biserică din care trebuie să facem parte. Atâta timp cât Dumnezeu a lăsat niște reguli și principii pentru o biserică este. Că în biserică se întâmplă tot felul de lucruri, că găsești și oamenii
babilonieni și găsești oamenii lui Satana și găsești tot felul de lucruri rele, căci năvodul Evangheliei aduce și buni și răi și oameni care îl urăsc Dumnezeu și oameni care îl urăsc Satana. Vor fi conflicte, vor fi contradictorii, vor fi tot felul de lucruri. Asta nu ne dă dreptul că noi trebuie să părăsim Biserica lui Dumnezeu. Înțelegeți dumneavoastră? Înțelegeți? Cu toate acestea, rezultatele depășesc limitele, scuzați-mă, capacităților noastre. Într-adevăr, noi nu ne putem schimba singuri, dar puterea de a alege ne aparține și depinde numai de noi să decidem ce anume vom deveni. Deci noi singuri nu ne putem schimba, da? Noi singuri nu ne putem schimba. Dar decizia de alegere ne aparține nouă. Avem pe Gabi și spune, care este biserica aceea? Citește Apocalipsa și Apocalipsa spune că biserica lui Dumnezeu are poruncile lui și credința lui Iisus. Caută biserica care are la bază cele 10 porunci ale lui Dumnezeu. Nu cele 10 porunci modificate. În primul rând, Biserica lui Dumnezeu, care este trecută în Sfânta Scriptură, arată destul de clar care și porunca 4-a, stabilitatea de Dumnezeu în grădina Edenului. Lala zice, ce înseamnă fără de lege nu este mântuire? Păi atâta timp, Lala, cât calci poruncile lui Dumnezeu, se numește fără de lege. Atâta timp cât ești călcător, păcătos de bunăvoie, și nesilii de nimeni împotriva lui Dumnezeu, nu există mântuire. Daniel Bereza zice, iar vorbești prostii. Eu vorbesc prostii. Așa vi se pare vouă că vorbești prostii când vorbești despre pocăință și întoarcere la Dumnezeu? Aia e problema voastră. Toți aceștia care aveți comentarii făcute de felul acesta, voi nu iubiți pe Dumnezeu și nici adevărul lui Dumnezeu. Voi nu vreți să vă pocăiți și să vă întoarceți la Dumnezeu. Voi nu vreți să vă sfințiți viața. Voi iubiți păcatul mai mult decât pe Dumnezeu. Înțelegeți? Gabi Mateu zice, ok, am înțeles, sâmbătarii este o erezie religioasă inițiată de om. Dragul meu, înseamnă că Biblia este o erezie religioasă, inițiată de om? Așa vorbești tu împotriva cuvântului Dumnezeu? Păi dacă cuvântul lui Dumnezeu spune, în ultima carte, în ultima perioadă a istoriei Pământului, că Dumnezeu are o rămășiță, o biserică, în care Satana luptă, nu vorbește că Satana va lupta împotriva bisericilor, ci zice că va lupta, va face război cu rămășița care păzește poruncile și care are credința lui Iisus. Clar! Zice, Tesalonici, o religie care se prezintă a fi Biserica lui Hristos nu este ceea ce afirmă. Așa crezi tu? Așa crezi tu? Dumnezeu zice că are o biserică care că e slabă, care greșeli, care probleme, are. Este depozitorul legii lui Dumnezeu. Că nu vor fi mântuiți toți și va fi o mică rămășiță, e altă treabă. Dar Dumnezeu are o biserică. Acolo unde este adevărul său. Că sunt și răi, că sunt și buni, că sunt și așa. Și dumneavoastră, Lala, multă pace. Înțelegeți? Și așa că, Gabi, Mateo, multe salutări, numai bine, nu e nicio problemă. Nu este nimeni forțat și obligat să primească anumite lucruri. Dar dacă cuvântul lui Dumnezeu spune așa, rămâne în acest scris. Înțelegi? Religiile și cultele sunt toate false. Are o biserică, dar nu o religie. Păi înseamnă că nu există Hristos dacă nu ai religie. Zice că Domnul Iisus Hristos a respectat în totalitate sistemul religios. Da? Hristos fără religie, separat de religie, nu există mântuire. Religie înseamnă un sistem religios prin care omul trebuie să-și împlinească anumite servicii față de Dumnezeu. Clar.
că nu-L acceptăm noi, că nu vrem noi. Dumnezeu a avut din toate generațiile o biserică cu un sistem religios. Începând de la Adam și Eva, Dumnezeu a inițiat un sistem religios. Adam trebuia să aducă jertfe. Da? Apoi a venit Abel, care a respectat sistemul religios. Abel a trebuit să aducă jertfă de sânge, pe când Cain nu a vrut. Apoi Avram, care a fost chemat de Dumnezeu, pe unde trecea Dumnezeu, Avram de fiecare dată, zice că oamenii vedeau acolo un altar și știa că pe acolo a trecut Avram. Avea un sistem religios. Poporul evreu, când a fost ridicat de Dumnezeu, un popor bine aranjat și pregătit de Dumnezeu, cu reguli și sisteme religioase pe care trebuia să le împlinească. Poporul lui Dumnezeu din timpul sfârșitului are la bază poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus, care trebuie să se vadă într-un sistem religios. Clar. Că nu vrem noi. Aia e problema noastră. Că nu primim. E problema noastră. Că refuzăm. Este problema noastră. Înțelegeți? Noi vom fi răspunzători de toate aceste lucruri. De toate aceste lucruri, dragii mei. Noi vom fi singurii care vom fi responsabili. Unde scrie ceea ce a afirmat Hristos a condamnat iudaismul care a dus la fariseism? Gabi Mateo, vezi că minți și ești un mincinos și zice că cel ce minte va fi judecat de Dumnezeu. Dumnezeu n-a condamnat iudaismul. Înțelegi? Și zice Domnul Iisus Hristos, voi să faceți toate aceste lucruri, dar credința voastră trebuie să treacă mai mult de credința lor. Da? Voi să nu vă luați după faptele lor. Tu du-te și prezintă-te preotului, du-te și adu jertfa, du-te și fă cutare, du-te și dă area, du-te și fă-ți, îndeplinește toate datoriile. Dumnezeu n-a condamnat. Aveți grijă că prin o atitudine necorespunzătoare mințiți înaintea lui Dumnezeu și minciunea va fi judecată de Dumnezeu. Mulțumesc mult, Olimpiu Ostro. Otvos. Otvos. Eu nu știu de ce de fiecare dată aveam ideea că Ostro, dar e Otvos. Scuze. Zice Iisus a practicat iudaismul. Voi de ce sunteți diferiți? Hristos, Domnul nostru, n-a practicat iudaismul. Iudaismul era un popor iudeu care avea un sistem religios bine stabilit de Dumnezeu. Înțelegeți? Era bine stabilit de Dumnezeu. Și în momentul în care Dumnezeu l-a stabilit acolo, nu era sistemul iudaismului, ci era sistemul lui Hristos, fiindcă toate serviciile și formele religioase de închinare vorbeau despre Hristos. Nu vorbeau despre alte lucruri. Nu era un sistem inventat de iudei, ci era un sistem bine pregătit de Dumnezeu, pus în mijlocul poporului evreu. Dorel, multă pace! Și de aceea, poporul Israel trebuia să se conformeze acestui sistem. Noi trebuie să ne conformăm acestui sistem. Sistemul iudeilor nu era sistemul iudeu, ci era sistemul lui Dumnezeu. Sistemul adventist nu este sistemul adventist, ci este sistemul identic al iudeilor și este sistemul lui Dumnezeu, doar că are altă formă de reprezentare a adevărului Dumnezeu. În vechime se reprezenta prin formele religioase de aducere de jertfe și de reprezentare, prin când acum noi trebuie să aducem trupurile noastre ca o jertfă vie și să fim păzituri ai poruncilor Dumnezeu, să fim o lumină în lume și să vestim solia lui Dumnezeu până la marginile pământului. Dumnezeu arată destul de clar că nu vrem noi să acceptăm și să primim lucrul acesta, e altă treabă. Înțelegeți, noastră? Este altă treabă, dragii mei. Luați și citiți scripturile. Zice, creștinul nu are nimic cu iudaismul. Iisus, fiind evreu, practica iudaismul cu strictețe. Daniel Santa, ia uite-te tu să vezi ce spune Sfânta Scriptură, căci credința vine de la iudei. Cum să n-aibă nicio legătură? Zice că noi neamurile am fost altuiți în cine? În iudaism. Adică noi, de la ei am primit Evanghelia pe care Dumnezeu le-a încredințat-o și pe care noi o avem astăzi mai departe. Cum nu are nicio legătură? Cum nu are legătură? Eu nu știu cum citiți voi Sfânta Scriptură, vă, oameni buni. Dormind, nu știu ce se întâmplă. Ori beți, ori
sub influența altor narcotice sau mai știu eu ce? Sau Satana v-a adormit atât de mult încât voi nu citiți Sfânta? Eu nu știu ce citiți. Printre rânduri, printre coperți, pe lângă coperți, nu știu ce citiți voi în Sfânta Scriptură. Voi de multe ori aduceți niște argumente care n-au nicio legătură cu Dumnezeu. N-au nicio legătură cu adevărul. Eu am multe de rezolvat în viața mea. Dar nu mă puteți da la întors cu Sfânta Scriptură. Înțelegeți? Deci cu Sfânta Scriptură nu mă puteți da la întors. Eu știu ce scrie acolo. Zice, am trăit în jurul unor evrei religioși, dar nu au nimic comun cu noi. Că ai trăit în jurul unor evrei religioși și n-au nimic, e altă treabă. Eu pot să spun că am trăit în jurul unor adventiști care n-au nicio legătură cu Dumnezeu. Care e problema? Asta nu desfințează sistemul religios al lui Dumnezeu. Nu desfințează pe oamenii credincioși al lui Dumnezeu. Nu desfințează biserica lui Dumnezeu. Nu desfințează sistemul de închinare. Nu desfințează poruncile și legile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Că ai trăit în preajma unora damblagii care n-au vrut să se pocăiască, să sfințească viața, e altă treabă. E altă treabă. Zice, de ce au femeile voie să vorbească și să cânte în biserici dacă în 1 Timotei spune, păi da, ea citește just a person acolo, ea citește tu să vezi. Zice că nu-i dau voie femei, cum? Unde e reprezentată? În Corint. De ce? Fiindcă femeile erau de oșleată, știi destul bine cum. Trebuie să vedem împrejurările în care a fost. Unde a fost spuse lucrurile acelea? Doi la mână. Nu-i dai voie femeii în biserică să se ridice mai sus de bărbați și să învețe, ea să învețe în casă, să fie supusă și ascultătoare. Dacă femeia trece mai mult peste bărbat, îl desconsideră peste bărbat. Femeia trebuie să fie supusă bărbatului. Am văzut femei care ele comandă peste bărbat și bărbatul nu are niciun cuvânt de spus. Înțelegeți dumneavoastră? Luați și citiți. Citiți-le cu atenție. Înțelegi? Zice Daniel Andrei, nu mai jigni. Stai liniștit, Daniel Andrei, că nu jignesc. Înțelegi? Dacă nu-ți convine, ești liber. Poți să pleci. Eu nu stau la discuție cu cineva care nu acceptă anumite lucruri. Înțelegi? Adică eu, care spun anumite lucruri că nu le înțelegeți, sau anumite lucruri, eu jignesc, da? Dar alții care spun aici, mă scuzați de expresie, că să-i sug motanul, că să-mi rupă fundul, că am moacă de ciupa-ciupa și tot felul de porcării, nu, dragul meu, alea nu sunt jigniri. Nu e așa? Îi faci pe unii jleată? Păi normal. Normal. O jleată de oameni de felul acesta. Clar. Dacă nu faci parte din această jleată, nu e nicio problemă. Înțelegeți dumneavoastră? Și așa, dragii mei, că Dumnezeu a arătat destul în Sfânta Scriptură când, unde, ce și cum. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, zice că mergea la templu acolo și așa mai departe și nu știu unde și nu știu. Zice, nu mi se pare drept să susținem că unde scrie nu se înțelege altceva. Daniel Santa. Dar ia și citește Sfânta Scriptură așa cum este scris. Unde s-a zis? Pentru cine s-a zis? De ce s-a zis? Acolo vorbește despre vorbirea. Cum trebuie femeia să facă? Cum femeile ia tot felul de hotărâri și așa mai departe. Înțelegi? Domnul Iisus Hristos în jurul său avea femei care slujeau. Domnul Iisus Hristos a avut femei care au făcut tot felul de lucruri minunate în toată lucrarea aceasta. O înțelegeți? Când femeia a venit cu pahar, cu vasul de alabastru, îi au condamnat-o. Ce să caute ea aici în mijlocul nostru? Pentru ce? Las-o, nu mai întrista-o. Las-o că ea a făcut ceea ce a făcut cu dreptate și așa mai departe. Dragii mei, nu strecurați țânțarul și înghițâți cămila, da? Puneți mâna și pocăiți-vă înaintea lui Dumnezeu cât încă se mai poate. Zice că Duhul lui Dumnezeu se străduiește neîncetat să spulbere vraja pasiunilor trecătoare care îi menține pe oameni absorbiți de lucrurile pământești și să trezească în suflet o dorință pentru comorile veșnice. O înțelegi? Zice, dumneavoastră sunteți adventiți? Da, sunt adventiți de ziua șaptea. Ce credeai că nu o să spun că mi-e rușine? Că majoritatea mă întreabă. Dar eu aici
nu vorbesc pe despre adventism. Eu vorbesc despre lucrarea lui Dumnezeu și despre Sfânta Scriptură. Înțelegeți? Mulțumesc, Andreea. Vorbim despre adevărul lui Dumnezeu. Da? Vorbim despre adevărul lui Dumnezeu. Și zice că Duhul lui Dumnezeu se străduiește neîncetat să spulbere vraja pasiunilor noastre trecătoare. Oamenii devin neatenți. Oamenii devin absorbiți de lucrurile pământești. Și trebuie să se trezească în suflet o dorință pentru comorile cerești. Daniel Santace, de ce în cazul consumului de vin ați înțeles că nu? Cu toate că nu scrie nicăieri să nu consumi. Pe cuvântul tău că nu scrie. Pe cuvântul tău, Daniel Santa, că nu scrie. Eu te întreb pe tine, dacă toată Scriptura este insuflată de Duhul Sfânt, ca să muste, să dea înțelepciune și pricepere și teama de Dumnezeu, da? Dacă toată Scriptura de la Geneza până la sfârșit vorbește de Iisus Hristos, El este singurul Dumnezeu care a rostit adevărul Sfintelor Scripturi. Da? Zice cuvântul lui Dumnezeu așa. Să nu bezi băuturi îmbătătoare. Vai de cei ce vor torna la alții în pahar. Vai de cei ce se uită la vinul care face mărgăritare. Vai de cei ce vor înlocui la sete apa cu vinul. Vai, 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 vai. Zice că cel ce este închinat Domnului să nu bea băuturi. Nazireul să nu consume nici măcar struguri din rodul viței. Cei care intrau în slujba lui Dumnezeu nu aveau voie să consume băuturi îmbătătoare. Oare ce credeți voi că sângele Domnului Iisus Hristos, ci că nu era pentru vin, dar pentru ce era? Dar pentru ce era? Tot ceea ce conține alcool, este împotriva învățăturilor lui Dumnezeu. Am o întrebare. De ce ortodoxii fac împărtășenia cu vin, iar protestanții cu mulți? Deoarece în ebraică, de ce fac mustul și pentru must și vin? Dragul meu, Scriptura vorbește destul de clar că sângele Domnului Iisus Hristos era nealterat de păcat. Da? Atâta timp cât consumul de alcool schimbă structura noastră de gândire, chiar și fizică, înseamnă că noi nu avem dreptul să-l consumăm. Multă pace, Gabriel Tăbăcară. Eu vreau să vă spun că eu sunt un om care am băut. Și am băut destul de bine, fiindcă meseria pe care o aveam, de fiecare dată primeam cadouri. Pachetul de viceroi, sticlă de băuturi bune. Eu nu trebuia să cumpăr băutură sau să cumpăr țigări. La mine, pe raftul meu, era câte 100, 200, 300 de pachete de țigări și băuturi bune și scumpe. Pe la mine treceau pe la lucru ca să fac proiecte de diplomă, să fac invitații de nuntă, cărți de vizită. Treceau polițiști, treceau ingineri, doctori, judecători, avocați. Treceau tot felul de studenți ca să asta și de fiecare dată făceau comenzi pentru anumite lucruri și eu primeam toate aceste lucruri gratis, în afară de plata pe care trebuia să o facă. Înțelegeți? Și eu știu ce înseamnă lucrarea alcoolului. Înțelegeți ce vă spun? Dacă cu mașina nu ai voie să depășești 0,02% sau 3%, dacă ai depășit mai mult, deja îți ia permisul. Cum adică noi ne permitem înaintea lui Dumnezeu orice și oricum? Dacă legile umane interzice consumul de alcool, fie că conduci, fie că ești la lucru, dar noi înaintea lui Dumnezeu, în lucrarea lui Dumnezeu, noi ne permitem ca să consumăm alcool sau băuturi îmbătătoare, noi ne scuzăm din dorința poftelor noastre stricate și să spunem, Doamne, nu se poate. Nu se poate, că nu e adevărat, că să vezi, că nu știu ce. Dragii mei, eu știu ce înseamnă băutura. Eu știu ce înseamnă legile statului care interzic toate aceste lucruri. Și cuvântul lui Dumnezeu spune aici destul de clar
Că noi suntem absorbiți de lucrurile pământești. Lenuța Crăciun, multă pace. Noi suntem absorbiți de pofte. Noi suntem absorbiți de dorințele lumești. Noi devenim neatenți, noi devenim indiferenți față de Cuvântul Dumnezeu, deoarece ne opunem lucrării Duhului Sfânt. Noi ne opunem lucrării Duhului Sfânt. Suntem neatenți, fiindcă ne captează mintea, gândirea, privirea, rațiunea noastră și tot ceea ce este noi sunt captate de lucrurile pământești. Iau ce spune aici. Noi suntem singuri vinovați pentru împietrinea inimii noastre, care împiedicăm sămânța cea bună să prindă rădăcini și să permită ca plantele dăunătoare să îi împiedice dezvoltarea. Înțelegeți, dragii mei? Dacă legile lumii acestea ne interzic anumite lucruri, dacă legile lumii au niște ordine bine stabilite, oare legile lui Dumnezeu nu au? Dacă nu primim adevărul lui Dumnezeu și nu permitem semințele lui Dumnezeu să ia loc în inima noastră, noi suntem vinovați pentru că noi am permis ca rădăcina plantelor dăunătoare să împiedice dezvoltarea seminței lui Dumnezeu, a cuvântului lui Dumnezeu în inima noastră și în viața noastră. Noi suntem singuri vinovați. Zice, auzi ce spune, dragii mei, și ce frumos scrie aici, mi-a plăcut. Grădina inimii trebuie să fie cultivată, să fie pregătită, să fie deselinită. Pământul trebuie să fie arat. Bulgării mari trebuie să fie sfărâmați. Măruțul spune, Dumnezeu are semințe? Păi cuvântul lui Dumnezeu este sămânța adevărului care aduce prin ce se transformă omul. Zice că Evanghelia este ca o sămânță aruncată într-un pământ bun și ea începe să ne dezvolte din interior către exterior. Și auzi ce spune, grădina inimii trebuie cultivată, pământul trebuie arat, bulgării trebuie sfărâmițați cei care sunt mari, printr-un regret profund pentru păcat și o pocăință serioasă. Măruțul spune, oare Dumnezeu îi place cum îl faceți voi în fel și chip? Cum îl facem, mă, măruntule? Ia spune tu, cum îl facem noi, pe cine facem? Pe cine facem? Ce am făcut? Ce am vorbit? Ce am zis? Dar vină cu lucruri din Sfânta Scriptură. Vină cu adevărul lui Dumnezeu așa cum este El. Înțelegeți dumneavoastră? Zice că noi trebuie, ca să putem să avem inima cultivată, trebuie să regretăm profund păcatul și trebuie să avem o pocăință serioasă înaintea lui Dumnezeu. Zice, plantele otrăvitoare ale lui Satana trebuie să fie smulse din rădăcină. Adică păcatul trebuie îndepărtat din viața noastră sub orice formă. Zice, odată invadată de mărăcini inima, zice, ea trebuie să fie lucrată din nou. Doar dacă se depune o muncă serioasă și perseverentă. Tot astfel înclinațiile rele ale inimii firești pot să fie biruite numai printr-un efort stăruitor, în numele și prin puterea lui Iisus. Aceasta este lucrarea pe care Domnul dorește să o îndeplinească pentru noi și El ne cere să cooperăm cu El în vremurile acestea. Nu trebuie să permitem ca lucrurile acestei lumi să ne absoarbă atenția atât de mult încât mintea și corpul să fie complet prinse de ele. Auziți ce spune Dumnezeu? Să nu lăsăm ca mintea noastră, să nu permitem ca lucrurile lumii acestea să ne absoarbă mintea și corpul și să ne țină departe de Dumnezeu. Astfel, cei din jurul nostru sunt jefuiți de cuvintele și faptele bune care i-ar putea
ajuta pe calea care duce sus. Canalul de lumină este astfel înfundat cu cele lumești. Auziți ce spune, dragii mei? Canalul de lumină este înfundat cu cele de lumești. Cu cele lumești. Ar trebui ca lumina lui Dumnezeu să treacă prin noi, să fie transmisă de noi. Noi să fim un canal de lumină. Dar noi înfundăm canalul prin care lumina lui Dumnezeu trebuie să ajungă la oameni. Zice că harul pe care Hristos dorește să-l împartă și altora nu poate să fie revărsat asupra oamenilor. Mulți ajung să aibă din ce în ce mai puțină putere pe care o transmit altora, pentru că nu primesc puterea de la sus a întregii puteri. Dumnezeu îi cheamă să se separe de lucrurile care afectează mintea și strică experiența religioasă. Toți sunt presați de griji, de poveri și îndatoriri urgente. Dar cu cât presiunea asupra ta este mai mare și poverile pe care trebuie să le porți sunt mai grele, cu atât nevoia ta de ajutor divin este și mai mare. Iisus va fi ajutorul tău, tu ai nevoie în mod constant de lumina vieții pentru a-ți lumina calea, iar apoi razele ei divine se vor reflecta asupra altora. Dragul meu, dacă noi nu ne vom schimba, dacă noi nu ne vom pocăi înaintea lui Dumnezeu, noi nu vom putea să fim ceea ce trebuie să fim. Gabriel Tăbăcaru zice, vreau să mă rebotez. După 34 de ani, decid, de când m-am îndepărtat conștiința, mă mustră. Frate Gabriel Tăbăcaru, conștiința îi mustră și pe unii și pe alții. Dacă nu aveți o întoarcere la Dumnezeu din toată inima, nu vă ajută nimic conștiința, chiar dacă vă mustră. Dacă continuați în viața pe care a trăit-o până acum, fără să vă întoarceți la Dumnezeu și conștiința vă mustră, nu vă ajută cu nimic. Pitu Mati, un sabă binecuvântat și la noastră. Deci, dragii mei, pe cel care îl mustră conștiința, trebuie să acționeze conform mustrării pe care o are din partea lui Dumnezeu. Dacă doar vei mărturisi și nu te vei pocăi înaintea lui Dumnezeu, lucrurile acestea nu te vor ajuta absolut cu nimica. Absolut cu nimica. Și dacă te vei reboteza și nu te vei pocăi înaintea lui Dumnezeu, nu te va ajuta absolut cu nimica. Trebuie să te gândești bine înainte, ca în momentul în care ai intrat în legământ cu Dumnezeu, ai o luptă serioasă de dus cu Dumnezeu, ai o lucrare istovitoare cu privire la lupta împotriva păcatului. Eu nu aș boteza pe nimeni care n-ar avea o mărturisire de credință care să dea dovadă de fapte de pocăință. Foarte mulți pastori greșesc de multe ori că botează pe oameni doar prin sentimente. Dacă vreți cu adevărat, este foarte bine. Dar eu am întâlnit pe cineva de curând care a spus că el dorește să fie botezat, că îl mustră conștiința. Și am stat de vorbă cu el și i-am spus că din toată discuția noastră el nu este pregătit. Și a zis că nu e adevărat că eu sunt împotriva lui. Am stat de vorbă cu prezbiterii. Am stat de vorbă cu comitetul și le-am spus, doi oameni buni, nu este pregătit. Nu că ce tu ești împotriva lui, că nu știu ce, că dacă el cere, tu trebuie să-l botezi. Nu, cuvântul Dumnezeu nu spune lucrul acesta. Și până la urmă s-a trecut peste toată hotărârea aceasta și a fost botezat. Știți cât a durat credința și botezul pe care l-a făcut? 2 luni. Brazilanca, pace. 2 luni, dragii mei. Să nu credeți unii dintre voi că dacă vă botezați și nu vă pocăiți și nu vă întoarceți la Dumnezeu, veți fi scuzați și exonerați de orice vină. Vreau să vă spun că vina va fi mai mare. Eu le spun la toți lucrul acesta. Cineva îmi spunea, bă, dar tu sperii oamenii, le spui că tu nu-i lași să vină la biserică. Nu, nu. Eu îi las să vină la biserică și chiar mă rog și doresc ca oamenii să vină la biserică. Dar dacă tu vii la biserică doar să te botezi, să faci parte din biserica respectivă și din registrul bisericii și dacă tu nu te vei pocăi înaintea lui Dumnezeu, mai bine să stai acolo unde ești decât să faci lucrul acesta.
aici trebuie, lucrul acesta al botezului și legământului cu Dumnezeu trebuie tratat cu mare seriozitate. Trebuie tratat cu mare seriozitate, cu mare responsabilitate. Noi am fost învățați ca orice botez pe care îl facem, să-l facem cu ușurătate. Înțelegeți, dumneavoastră? Și de aceea foarte mulți oameni intră în apa botezului cu o seninătate atât de mare încât nu interesează că ei păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Gabriel Tăbăcaru, nu am vorbit în mod deosebit pentru tine, am vorbit în general. Dacă lucrul acesta este cu adevărat și nu e sentiment, foarte bine. Foarte bine, fiindcă Dumnezeu vrea să mântuiască pe orice om de pe pământul acesta. Dumnezeu vrea să ne salveze, dragii mei. Zice, Domnul Iisus Hristos dorea să le trezească ascultătorul dorința de a cunoaște mai mult. El încerca să atragă atenția celor indiferenți și să îi imprime adevărul în inima lor. Dumnezeu vrea să ne tragă atenția ca noi să ne întoarcem la El și adevărul lui Dumnezeu să fie imprimat în mintea și în inima noastră. Zice, Domnul Hristos le-a dat ucenicilor săi de înțeles că El vorbea în pilde și ascuns în formă de parabole multe adevăruri pe care le prezenta pentru că aceia ce nu au adevărul nici dragoste pentru adevăr, alea căror inime sunt înșelate de propria fire și de satisfacerea înclinațiilor lor, să nu poată cunoaște învățăturile Lui. Auziți ce spune cuvântul Dumnezeu? Dacă nu ai adevăr, dacă nu ai dragoste pentru adevăr, dacă inima ta este înșelată de propria ta fire și satisfacerea înclinațiilor tale, Dumnezeu ascunde adevărul de tine ca să nu te întorci la Dumnezeu. Fiindcă te vei întoarce degeaba, vei face mă rău. Ilie Miclos, multă pace. Dacă nu sunt căsătorit, pot face botezul. Păi hai să vorbim și de situația căsătoriei. Trăiești cu cineva sau nu trăiești cu cineva? Ca să pot să răspund clar la ceea ce m-ai întrebat. Dacă nu sunt căsătorit, pot face botezul? Trăiești cu cineva? Ești cu cineva sau e singur? În conformitate cu ceea ce îmi vei răspunde acum, îți voi răspunde în toată lumina cuvântului Dumnezeu și cu toată sinceritatea. Pacea Domnului. Înțelegi? Aștept răspunsul tău, Miclos. Ești singur sau ești cu cineva? Și atunci îți voi răspunde cu sinceritate la întrebarea ta. Înțelegi? Deci, dragii mei, de multe ori, Domnul Hristos vorbește într-un fel sau altul ca să nu putem cunoaște învățăturile Lui, căci nu ne vor ajuta cu nimic dacă nu ne vom pocăi înaintea Dumnezeu. Zice, ascultători neroditori, sunt considerați de Domnul sceptici, superficial sau lumești. Ei nu înțeleg slava minunată a adevărului sau aplicația personală la inimile lor. Lor le lipsește această credință care biruiește lumea și urmarea sigură va fi că lumea îi va birui pe ei. Uite să-i răspundem lui Ilie Miclos, da, stau. Ilie, dacă tu stai cu o femeie, căsătoria aceea nu e căsătorie. Sfânta Scriptură o condamnă și o numește curvie sau prea curvie. Clar. Dumnezeu dă un sfat. Ori te cunun cu femeia aceea, ori te desparți de ea. Atâta timp cât trăiești în situația aceasta, nu vei fi botezat înaintea lui Dumnezeu. Fiindcă cuvântul lui Dumnezeu spune că nu poți să intri în legământ cu El atâta timp cât trăiești în neorânduială. Zice că Dumnezeu a lăsat pentru oamenii de pe pământ. Chiar dacă regile și oamenii sunt corupți, Dumnezeu a lăsat niște reguli pe care noi trebuie să le respectăm. Zice că Dumnezeu prin aceasta ne încearcă și ne pune la probă pe fiecare dintre noi pentru ca atunci când va fi nevoie Dumnezeu să ne încredințeze lucruri mai mari. Dacă nu vom păzi lucrurile mici, cum vom păzi noi lucrurile mari ale lui Dumnezeu? Când trăiești în neorânduială,
nu poți să trăiești înaintea lui Dumnezeu. Eu nu vă condamn și nu am niciun drept de judecată și de condamnare. Eu v-am dat răspunsul în lumina cuvântului Dumnezeu. Frate, am zis că promit că vă voi căsători, dar aș vrea să mă botez. Da, dacă vrei să te botezi, pune mâna și căsătorește-te. Clar, dacă nu, pune mâna și desparte-te. Nu poți să trăiești în neorânduială și să faci legământ cu Dumnezeu. Promisiunea nu ține locul faptei hotărâte de Dumnezeu. Clar, atâta timp cât trăiești în neorânduială, cu ce te ajută promisiunea? Aici nu merge pe cuvânt. Și aici merge pe adevăr și pe trăire în lumina cuvântului Dumnezeu. Clar. Dumnezeu nu este de acord cu aceste lucruri și noi nu putem să fim de acord cu ele. Clar. Dumnezeu arată destul de clar. Ori te conformezi, ori trăiești în continuare în felul acesta. Înțelegeți? Dumnezeu nu acceptă promisiuni. Dumnezeu acceptă fapte, devotament. Înțelegi? Ilie și pe dumneavoastră și să nu vă supărați pe mine. Dacă v-am supărat cu ceva, îmi cer iertare. Dar cuvântul, Lirii, multă pace. Dar cuvântul lui Dumnezeu e cuvântul lui Dumnezeu. Ori te căsătorești, ori te desparți. Ori trăiești în curăție, ori trăiești în necurăție. Constantin, multă pace. Gabriel Tăbăcară zice, nu mă supăr că mi-ați vorbit mai dur. O să o iau ca pe un sfat, dar inima mea e sinceră. Asta este cel mai important. Luați-o ca atare, dragii mei. Nu ca o ceartă, nu că v-am vorbit dur. Cuvântul lui Dumnezeu spune că este o sabie cu două tăiușuri care spintecă în două. Ori te conformezi, ori mergi pe drumul tău. Cu Dumnezeu nu se poate. Că să vezi, că am promisiuni, că am cutare, că m-am gândit, că mi-am pus, că am dorințe. Dorințele și toate aceste lucruri, nu. Dumnezeu vrea să vadă fapte. Dumnezeu vrea să vadă o viață de schimbare, o viață de transformare. Dumnezeu vrea să vadă această umblare în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Înțelegeți asta? Că de aceea s-a umplut de multe ori bisericile, de aceea sunt atâtea religii. Îi luăm pe oameni pe sentimente, îi luăm pe oameni pe promisiuni, îi luăm pe oameni pe nu știu ce. Înțelegi? Omul prin sentimente poate să te înșele și cu tare. Dumnezeu nu e de acord cu lucrurile acestea, dragii mei. Ori. Dumnezeu zice, dacă nu vrei să împlinești cuvântul lui Dumnezeu și tu vrei să fii amestecat și tu acolo, mai bine ți-ai legat o piatră de gât dacă ești o piatră de potignire. Dacă nu, rămâi cu lumea. Ce va hotărâ Dumnezeu pentru tine la terminare, va hotărâ. Dar nu merge să fim împărțiți. Nu merge să cunoaștem adevărul și să trăim și să pretindem că noi suntem cu Dumnezeu, dar în realitate viața noastră are altă direcție și alt drum, alt sens. Deci nu se poate. Ori albă, ori neagră, dragii mei. Hotărăște-te. Ați văzut de multe ori când un bărbat e cu două femei sau două femei cu un bărbat, la un moment dat îi se pune întrebarea, ori cu mine, ori cu ea, ori cu mine, ori cu el. Hotărăște-te. Că în felul acesta nu putem continua. E, Nico, bine ai venit cu noi. Hotărăște-te, nu se poate. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, arată că îl iubești pe Dumnezeu. Dacă vrei să-L urmezi pe Dumnezeu, urmează-L pe Dumnezeu. Dacă nu vrei să-L iubești pe Dumnezeu și să-L urmezi pe Dumnezeu, urmează-ți cursul vieții. Mergi înainte, te-o mai mustra, nu te-o mai mustra. La un moment dat Duhul Sfânt nu o să te mai mustre, nu o să-ți mai zică nimica. O să te lase să fii fericit, să mori în păcatele tale, să faci ce vrei, că nu mai are nimeni, mușa admirica, multă pace. Dar schimbă-ți viața, dragul meu. Că la un moment dat Duhul Sfânt se va opri. Nu te va mai mustra, nu te va mai cerceta, nu te va mai deranja. Va veni o zi în care vei vrea să mai fii deranjat, să mai fii mustrat, să mai fii certat. Și nu o să mai aibă cine să-ți mai pună adevărul. Nu o să mai aibă nimeni absolut nimic cu tine. Da. Credeți că Dumnezeu va insista, Bianca, multă pace? Credeți că Dumnezeu va insista la nesfârșit? Credeți că Dumnezeu va sta să se milogească de mine și de tine? Nu cumva prea a făcut Dumnezeu mult? Nu cumva s-a umilit Dumnezeu mai mult decât trebuie? Nu cumva?
Credeți că Dumnezeu va insista la nesfârșit pentru ca noi să ne pocăim, pentru ca noi să ne schimbăm viața? Înțelegi? Băi, tigrule, băi, de ce nu vrei, mă, tu să fii om de treabă și ești obraznic de fiecare dată? Compoartă-te, mă, băi, mă, dacă tu ești ortodox, dă-mă dovadă, mă. Dă-mă dovadă, mă, că reprezinți ortodoxia, mă. Bă, eu am fost ortodox. Eu am cântat la biserica ortodoxă, am slujit biserica ortodoxă ani de zile cu toată inima. Mergeam cu dragoste, cu bucurie, cu plăcere. Înțelegi? Cântam la slujbe în biserică, eram. Dă dovadă, mă. Dă dovadă, mă. Dă dovadă. Că ești om adevărat prin vorbire. Reprezintă-ți biserica. Reprezintă-L pe Dumnezeu. Da? Reprezintă-L pe Dumnezeu. Învață să vorbești frumos, că nu te costă nimic. Și eu eram la fel ca tine înainte. Înțelegi? Necioplit în vorbire, în gândire. Aruncam cuvintele, expresiile, într-o formă, oricum și așa mai departe. Așa crezi tu că nu reprezintă eu nimic, ca tu crezi că tu reprezinți pe cineva? Nu tu hotărăști dacă eu reprezint sau nu reprezint pe cineva. Ci Dumnezeu va hotărâ dacă eu reprezint pe cineva sau nu. Dumnezeu este Cel care va face judecata. Înțelegi? Eu nu sunt cu vrăjeală și cu și așa mai departe. Riri, lasă-l în pace că îl știu eu. El zice că eu sunt nebun. Păi uite-te și tu între noi doi cine este nebunul. Dacă vrei să-ți vorbesc după... Eu vorbesc minciuni când eu vorbesc adevărul lui Dumnezeu și le explic. Tu vorbești de credință și apoi înjuri și vorbești urât. Care dintre noi doi este nebun? Ai auzit în gura Domnului Iisus Hristos vorbe urâte? Ai auzit în gura Domnului Iisus Hristos ocări și blesteme și tot felul de lucruri? Nu ți-e frică de Dumnezeu că Dumnezeu într-o bună zi te va judeca? Nu ți-e frică de Dumnezeu că într-o bună zi Dumnezeu... Înțelegi? Înțelegi? Dumnezeu te va cerceta? Nu ți-e frică într-o bună zi că vei sta la judecată, la bara de judecată înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu te va judeca cu privire la orice gând și la orice faptă? Nu ți-e frică de lucrul acesta? Înțelegi? Și eu aș putea să mă port cu tine cum te porți tu cu mine și cu alții și cu alții și vorbești. Dar eu nu pot să mă port fiindcă eu iubesc pe Dumnezeu, da? Și când îl iubești pe Dumnezeu, nu poți să-L dezamăgești pe Dumnezeu. Nu poți să-L dezonorezi pe Dumnezeu. Înțelegi? Tigrule, nu e treaba ta unde sunt eu în sabat. Înțelegi? Înțelegi? Da, pe TikTok. Da, pe TikTok. Înțelegi? Eu sunt aici pe TikTok și acolo unde sunt ca să învățăm și să învățăm pe oameni cum să se teamă de Dumnezeu și să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu. Înțelegi? Înțelegi? Și așa că nu... Înțelegi? Eu nu am nimic cu tine personal, înțelegi? Și nici nu... Aș vrea să am vreodată ceva cu tine, înțelegi? Zice că tu că nu ții nici sabatul. Dar de unde știi tu că nu ții sabatul? Domnul Iisus Hristos spune că în fiecare sabat, zice că mergea și propovedea Evanghelia. Mergea prin sate, mergea prin comunele aglomerate, se infiltra printre oameni, făcea bine, vindeca. Domnul Iisus Hristos a mers o perioadă la templul și apoi după ce a mers la templu, când a început lucrarea la 30 de ani, a trecut 3 ani și jumătate lucrarea Domnului Iisus Hristos, zice de două ori a mers în templul la Ierusalim. Odată a intrat în templul la începutul lucrării când a curățit templul, și apoi am mai intrat odată la sfârșitul lucrării sale. Înțelegeți? Și așa că, tigrule, eu nu vorbesc cu vrăjeri sau cu anumite lucruri. Eu vorbesc din cuvântul lui Dumnezeu și așa că, uite, îmi pare rău, dar trebuie să fac lucrul acesta, că n-am ce să fac. Înțelegi? Eu nu-mi bat capul cu nimeni și nu am. Eu nu-mi permit să mă cer cu nimeni ca să... ajung într-o stare în care să jignesc pe cineva. Înțelegeți? Atâta timp când vorbesc din cuvântul lui Dumnezeu, voi rămâne din cuvântul lui Dumnezeu și așa să-mi ajute Dumnezeu să fie drept și corect. Fiindcă așa ne învață Dumnezeu, dragii mei. Înțelegi? Zice Dumnezeu
ferește-te de toate lucrurile nebune ale lumii acesteia. Fiindcă oamenii se vor ridica cu tot felul de pretenții și cu tot felul de lucruri, da? Dacă noi nu ne vom asemăna mai mult cu Hristos și ne vom asemăna cu lumea, vom trăi ca lumea. Oamenii care vor trăi ca Hristos și pentru Hristos, reprezentându-L pe El, oamenii aceștia își vor schimba caracterul pentru împărăția lui Dumnezeu. Înțelegi? Deci Dumnezeu să ne ajute să devenim oameni după chipul Său. Înțelegeți? Așa că fiecare om să vorbească ce are în inima lui. Fiindcă Sfânta Scriptură spune că omul nu scoate din inima lui decât ceea ce are. Răutate ai, răutate vorbești. Vorberele ai, vorberele scoți din inima ta. O atitudine necorespunzătoare față de cel de lângă tine, pentru că tu nu te îngădui nici măcar pe tine însuți. Înțelegi? Nu ai absolut nimica pentru Dumnezeu. Silvia zice, noi nu trebuie să învățăm pe oameni cum să le fie teamă de Dumnezeu, ci cum să-L iubească. Silviu Adrian, hai să spun un singur lucru ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu zice că începutul înțelepciunii și al pocăinței este temerea de Dumnezeu. Când omul se teme de Dumnezeu, în momentul acela omul se va pocăi și îl va iubi pe Dumnezeu. Dacă nu ai teamă de Dumnezeu, nu vei avea teamă de păcat. Dacă nu vei avea teamă de Dumnezeu, nu vei avea iubire de Dumnezeu. Sfânta Scriptură ne arată, tilică, tilică, ce zice mă tilică? Titi Iacov, tu ești popă, profesor, de ce nu răspunzi să știu dacă te urmăresc sau nu? Titi, dacă vrei mă urmărești, dacă nu vrei, nu mă urmărești. Dacă sunt popă, mă urmărești sau nu? Dacă sunt profesor de religie, mă urmăresc sau nu? E alegerea ta. Crezi că mă poți urmări doar dacă spun ceea ce sunt? Doar dacă spun ceea ce sunt? Nu. Dan Soancă zice, ortodoxia unica credință. Oi fi popă, Titi. Oi fi popă. După cum zici tu. Înțelegi? Dacă voi credeți că ortodoxia este unica credință, trebuie să aibă la bază poruncile lui Dumnezeu. Înțelegeți, noastră? Trebuie să aibă la bază poruncile lui Dumnezeu. Silviu Adrian zice, aceea frică se referă la frica de nu supăra în moment când iubești pe cineva, nu supere. Zice că frica de Dumnezeu te ține departe de păcat. Zice să ai frică ca să nu păcătuiești împotriva lui Dumnezeu. Nu ca să slujești pe Dumnezeu din frică. Dumnezeu nu acceptă absolut nicio slujire din frică. Și frica aceea pe care Dumnezeu o pretinde este pentru a nu păcătui, pentru a nu deveni oameni ai fără de lege, adică călcători ai legii lui Dumnezeu. Înțelegeți? Înțelegeți, dragii mei? Giorgio Catana zice, mai stai. Păi mai stau, ce să fac? Nu plecai nicăieri. Înțelegi? Nu plecai nicăieri. Hai să vedem mai departe ce spune. Deci ascultătorii neroditori sunt considerați de Domnul sceptici, superficiali sau lumești. Ei nu pot înțelege slava minunată adevărului sau aplicația personală la inima lor. Lor le lipsește aceea credință care biruiește lumea și urmarea sigură va fi că lumea îi va birui pe ei. Băi, Giorgio, hai mă că uite, vreau să te aburesc pe tine, uite ce frumos. Înțelegi? Și pe dumneavoastră, Adrian, să vă binecuvânteze Domnul. Deci, dragii mei, dacă ești neroditor, devii sceptic, devii superficial, devii lumesc. Fiindcă dacă tu nu aduci rod în viața ta conform voinței lui Dumnezeu, devii una parte din una din aceste categorii. Domnul mai are un motiv pentru care ne învață pe noi oamenii prin intermediul parabolelor. În mulțimea celor adunați din jurul său se aflau preoți și rabini,
cărturari și conducători, irodieni și persoane oficiale, oameni iubitori de lume, fanatici, ambițioși, care ar fi dorit mai presus de orice să găsească motive de a-l acuza. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Când prezinți cuvântul lui Dumnezeu în jurul tău, la fel ca și în jurul Domnului Iisus Hristos, se adună oameni care nu au dorința de a învăța, ci ei au dorința de a te acuza. În fiecare zi, spionii trimiși de ei îl urmăreau pas cu pas pentru a-l surprinde făcând declarații care ar putea fi folosite ca dovezi pentru a obține condamnarea lui și a-l aduce la tăcere pentru totdeauna pe acela care părea să-i atragă la sine pe toți. Deci, vedeți dumneavoastră, spionii lui Satana vin să te atragă de limbă, ca tu să faci declarații care ar putea să fie folosite ca dovezi pentru condamnarea ta. De aceea Dumnezeu zice, aveți grijă ce cuvinte rostiți. Zice, aveți grijă, fiți înțelepți ca șerpii și blânzi ca porumbei. Ca nu cumva într-o bună zi cuvintele acestea să se întoarcă împotriva voastră. Înțelegeți? Fiindcă spionii lui Satana umblă de fiecare dată să te ispitească și în momentul în care ai zis ceva ne la locul lui, ei te vor condamna și te vor judeca după cuvintele tale. Pentru ca să te aducă la tăcere. Mântuitorul cunoștea caracterul acelor oameni și prezenta adevărul în așa fel încât ei să nu poată să găsească nicio posibilitate de a aduce cazul său înaintea Sinedriului. Noi trebuie să prezentăm cuvântul lui Dumnezeu în așa fel încât să nu se găsească nicio posibilitate ca cazul nostru să fie adus la judecată. Mulțumesc, Bianca! Domnul să fie cu tine. Și auzi ce spune mai departe. În parabolele sale, Domnul mustra ipocrizia, mustra lucrările nelegiuite ale celor ce ocupau poziții înalte, iar limbajul figurat exprima un adevăr atât de tăios, încât dacă ar fi fost rostit în mod direct, ei nu ar fi ascultat cuvintele lui și s-ar fi grăbit să pună capăt activității sale. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Rodica, multă pace. Domnul Iisus Hristos în parabole sale zice că era atât de tăios, dar dacă ar fi fost în mod direct, ei nu ar fi primit și nu ar fi rămas asculte. Chiar că ei n-au primit cuvântul în inima lor, dar au ascultat și toate aceste lucruri au rămas ca o dovadă a mărturiei împotriva lor, pentru că ei au respins adevărul lui Dumnezeu. Și nici nu s-au grăbit să pună capăt activității sale. De multe ori putem să avem o activitate întreruptă în lucrarea lui Dumnezeu dacă nu vorbim cu înțelepciune și pricepere în toate aceste lucruri. Zice, dar în timp ce reușea să evite pe aceia care urmăreau să-i găsească greșeli, Domnul prezenta atât de limpede încât minciuna devenea evident imediat, iar cei sinceri beneficiau de valoarea învățăturilor sale. Înțelepciunea divină și harul infinit erau explicate cu claritate prin intermediul lucrurilor create de Dumnezeu. Oamenii învățau despre Dumnezeu din natură și din experiențele vieții. Auziți ce spune cuvântul? Bine ați venit! Domnul să fie cu dumneavoastră! Dragii mei, în timp ce unii resping și caută să critique, zice că sunt oameni simpli, sinceri, care vor beneficia de adevărul lui Dumnezeu. Cineva spunea odată, domnule, eu nu mai predic, că la mine nu intră decât 1, 2, 3, 4, 10, nu știu ce și așa mai departe. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa, niciodată să nu te gândești că trebuie să predici cuvântul lui Dumnezeu acolo unde sunt doar mulți. Înțelegeți dumneavoastră? Și zice, chiar dacă unul va asculta, ci nu este pentru toți, zice, tu predică cuvântul lui Dumnezeu, căci dacă
un păcătos se va întoarce la Dumnezeu, în cerul va fi mare bucurie. Mesagerul lui Iahve, pace, frate Costel, pacea lui Hristos, care întrece orice pricepe, să vă dea un duh de descoperire în cunoașterea lui. Amin. Să ne ajute Dumnezeu la lucrul acesta. Zice, de ce se spune amin și nu adevărat? Dar cuvântul Dumnezeu spune că amin este egal cu adevărat, este același lucru. Înțelegeți? Este același lucru, nu este nicio problemă. Și deci, dragii mei, cei care resping vor pierde. Dar oamenii simpli și adevărați vor avea de învățat din lucruri de nimica. Zice, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se vă lămuri de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el. În metoda Domnului Iisus Hristos de a-și prezenta învățăturile prin parabole, se găsește un indiciu cu privire la ce anume constituie adevărata înaltă educație. În toate învățăturile sale, Hristos a adus mintea omenească în legătură cu înțelepciunea celui infinit. El nu i-a îndrumat pe ascultător să studieze doar niște teorii omenești despre Dumnezeu, despre cuvântul sau despre lucrurile sale. Domnul i-a învățat să-L vadă pe Dumnezeu în mod direct, așa cum era El manifestat în lucrurile sale, în cuvântul Său și în dovezile provedențiale ale sale. Deci Dumnezeu, dragii mei, nu ne cheamă doar formal, doar niște teorii. Înțelegeți dumneavoastră? Doar niște teorii. Doar niște teorii. Ci spune că noi trebuie să-L vedem pe Dumnezeu așa cum este. Înțelegeți dumneavoastră? Așa cum este. Noi trebuie să prezentăm lucrurile așa cum sunt ele, nu cum vrem noi. Fiindcă este un păcat înaintea lui Dumnezeu. Zice, când învăța norodul, Domnul Iisus făcea ca învățăturile sale să fie pline de interes și atrăgea atenția ascultătorilor prin ilustrații obișnuite luate de la scenele naturii din jurul său. Zice, Mântuitorul a privit la ceata din fața sa și apoi la soarele care răsărea și le-a zis ucenicilor, voi sunteți lumina lumii. După cum soarele se avântă în misiunea sa de iubire pe deasupra pământului, împrăștiind umbrele nopții și trezind lumea la viață, tot așa trebuie să se avânte și urmașii lui Hristos în misiunea lor, revărsând lumina cerului asupra celor care sunt întunericul rătăcirii și al păcatului. Eu te întreb pe tine, dragul meu, ascultător, în această dimineață, ești tu o lumină pentru cei din jurul tău? Ești tu o lumină pentru cei din jurul tău? Trezești tu la viață pe cel care trăiește în întuneric, pe cum soarele trezește lumea la viață, împrăștind umbrele nopții? La aceasta ne cheamă Dumnezeu pe fiecare dintre noi. În lumina strălucitoare a dimineții, orașele și satele de pe colinele din prejur se vedeau clar, făcând ca scena să fie mai atrăgătoare, arătând spre ele, Iisus a zis, o cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă, adăugat. Și oamenii n-a prin lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și lumina luminează tuturor celor din casă. O mare parte din cei care ascultau cuvintele lui Iisus erau țărani și pescari, ale căror locuințe umile nu aveau decât o încăpere, în care singura lumină pusă în feșnic lumina tuturor din casă. Tot așa a zis Iisus, să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Un om credincios este ca o cetate și zice că voi trebuie să fiți o lumină și să lumini celor din jur. Dumnezeu ți-a dat lumină, nu ca să o ascunzi, nu ca să o modifici, nu ca să o înlocuiești, ci ca să o pui undeva într-un sfeșnic, astfel încât toți cei din casă să poată beneficia de ea. Lumina ta trebuie să strălucească asupra altora ca să lumineze sufletele pentru care a murit Hristos. Dacă harul lui Dumnezeu ți-ar stăpâni inima și ți-ar aduce gândurile și mintea în supunere față de Iisus, ai deveni un bărbat puternic de partea lui Hristos și a adevărului Dumnezeu. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Pacea Domnului Maria Apostol. Pace Zoli Pastor. Auziți ce spune? Dacă harul lui Dumnezeu ți-ar stăpâni inima
ți-ar aduce gândurile și mintea în supunere față de Iisus, vei deveni un om puternic. Vei deveni un om puternic. Gabriel Tăbăcarul zice, după cum i-ai vorbit, altul s-a retrage, dar eu vreau să merg înainte să ajung să-L jert pe Domnul Hristos. E alegerea dumneavoastră, frate Damian, mulțumesc. Dacă vrei să te retragi, te retragi. Dacă vrei să rămâi, să rămâi. Domnul Iisus Hristos nu se milogește după oameni. Tudora Popescu, multă pace. Și vreau să vă spun, Dumnezeu trimite invitația. Știți ce a făcut la un moment dat Domnul Iisus Hristos? Trimite invitația, zice, du-te și invită-i. Unul care treabă cu plugul, unul care treabă cu casa, unul cu însuratul, unul cu măritatul, unul cu tare. Și Domnul Iisus Hristos, lăsați-i în pace. Mergeți la drumul și la garduri. Și invitați-i pe toți care sunt la drumul și la garduri să fie casa plină ca să sărbătorim nunta. Da? Domnul Iisus Hristos nu milogește după nimeni. Domnul Iisus Hristos are nevoie de bărbați și de femei puternici care să rămână lângă adevărul Dumnezeu. N-are nevoie de oameni care se plâng, n-are nevoie de oameni care se smiorcăie, n-are nevoie de oameni care se scuză și are nevoie de oameni care luptă pentru cauza și adevărul Dumnezeu și pentru ca viața lor să fie o viață plină de chipul lui Hristos. Eu știu că de multe ori noi oamenii devenim sensibili și am fost învățați în biserică să nu vorbim anumite lucruri pentru sensibilitatea altora. Dacă vom vorbi după sensibilități, frate Tăbăcaru, nu ne vom trezi niciodată. Dacă vom vorbi de adevăr, adevărul ne va mustra, ne va cerceta, ne va trezi, ne va ridica. Mulțumesc, mulțumesc mult! Dumnezeu ne va ridica din starea în care ne aflăm și ne va aduce într-o stare să devenim după voia lui Dumnezeu. Înțelegeți noastră? Dacă nu se va face lucrul acesta, nu vom putea să facem nimica. Înțelegeți? Ori ești bărbat în toată firea și femeie în toată firea, ori ești un sensibil. Ori te cercetează cuvântul lui Dumnezeu când te mustră pentru părăsirea de păcat și schimbarea vieții într-o viață după voia lui Dumnezeu, ori te vei depărta tu singur și nu vei rămâne alături de poporul Dumnezeu niciodată. Niciodată. Bianca zice, lăsați comentarii, nu mai băgați în seamă. Bianca răspund că eu prezint pe pagina mea de lucru care o am pe străjerul, pe Facebook, înțelege, și acolo am oameni care pun și întrebări și răspund și la unii și la ceilalți. Eu transmit acum în două părți, și pe străjerul și pe asta. Și răspund la toți oamenii anumite lucruri, ca oamenii să înțeleagă. Înțelegi? Zice, dar poate un om are nevoie de un cuvânt bun, zice Gabriel Tăbăcaru. Păi, Gabriel Tăbăcaru, ce cuvânt bun ai vrea să ai nevoie acum? Adevăr sau minciună? Un cuvânt bun care te mustră să te pocăiești sau un cuvânt care te mângâie și te alină în păcatele tale fără să te trezească? Pe care dintre ele le consideri tu cuvinte bune? Cristina, bine ai venit cu noi, o zi bună. Care este cuvântul acela care vrea să te aline? Că noi ne-am învățat de multe ori cu cuvinte bune care nu produce nicio schimbare în viața noastră. Noi vrem cuvinte bune care să ne țină adormiți în păcatele noastre de partea de Dumnezeu. Noi nu vrem cuvinte bune care să ne trezească din starea noastră păcătoasă, întorcându-ne la Dumnezeu și schimbându-ne și transformându-ne viața după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Nu cumva am avut noi prea multe cuvinte bune în care am trăit în păcat atâția ani înaintea lui Dumnezeu? Nu cumva am avut noi prea multe cuvinte bune în care am trăit în nelegiuire și trăind în fără de lege înaintea lui Dumnezeu? Ce considerați dumneavoastră cuvânt bun? Cuvântul bun este cel care vine din partea lui Dumnezeu și zice că el mustră și cercetează până acolo, până la rărunchi, până îl desparte pe om în două. Exact cum zice Veronica, noi vrem cuvinte care să ne gâdile urechile? Noi vrem cuvinte care să ne
să ne ducă într-un extaz așa și niște vise care n-au nicio legătură cu realitatea? Înțelegeți? Nu, dragii mei. Adevărul trebuie să fie adevăr în orice circunstanță. Raco și Andreea zice, la simboluri v-ați gândit? Când vorbești de simboluri, vorbești de simboluri. Când vorbim de pocăință, vorbim de pocăință, dragii mei. Pacea Domnului Cotigă Ionela. Înțelegeți noastră? Că prea mult și pe TikTok și pe Facebook și prin biserici, prea mult vorbim de iubire, dar suntem răi și dușmănoși. Vorbim de dragoste, dar avem ură. Vorbim de blândețe și bunătate, dar avem dușmănie în noi. Vorbim despre bine și facem răul. Vorbim despre milă și suntem zgârciți. Vorbim despre prietenie și suntem într-o continuă vrăjmășie. Dacă propovăduiești binele, bunătatea, dragostea și iubirea lui Dumnezeu, zice că ele trebuie îmbinate cu dreptatea lui Dumnezeu. Nu-l predica pe Dumnezeu că este bun fără judecata lui Dumnezeu. Nu-l predica pe Dumnezeu că este răbdător și iubitor și a murit pentru noi ca să nu spui că Dumnezeu are o judecată și o condamnare a tuturor acelor care trăiesc în păcat și nelegiuire. Înțelegeți, dumneavoastră? Cercetați-vă și verificați-vă. În lumina cuvântului Dumnezeu, zice, cercetați scripturile că cele vorbesc despre mine. Și acolo veți găsi adevărul și adevărul vă va face liberi. Când adevărul te mustră că trăiești în păcat și nelegiuire, trebuie să iei o atitudine și o poziție urgentă față de adevărul Dumnezeu sau împotriva adevărului Dumnezeu. Dar nu poți să iei o poziție contra adevărului Dumnezeu, că în momentul în care tu n-ai acceptat adevărul, deja ai trecut în opoziție de bunăvoie. Ai trecut în opoziție de bunăvoie. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, dragii mei, în toate tranzacțiile comerciale trebuie să lăsăm lumina să strălucească hotărât. Nu trebuie să existe nicio practică de înșelătorie. Totul trebuie făcut cu cea mai strictă integritate. Mai bine consim să ai o pierdere financiară decât să câștigi câțiva bani în plus printr-o practică necinstită. Nu vom pierde nimic până la urmă printr-o tranzacție corectă. Trebuie să trăim legea lui Dumnezeu în lumea noastră și să ne desăvârșim un caracter după asemănarea divină. Toate afacerile cu cei care sunt în credință și cu cei care nu sunt în credință, trebuie să fie tratate după criterii și principii corecte. Totul trebuie văzut în lumina legii lui Dumnezeu. Totul trebuie făcut fără nicio fraudă, fără duplicitate, fără nuanță de viclenie. Cumpăna înșelătoare este urâtă înaintea lui Dumnezeu. Ioan Nica spune într-un cuvânt, trăind într-o minciună. Normal. Atâta timp când nu trăiești după voia lui Dumnezeu, trăiești într-o minciună. Tu în orice situație, auziți ce ne învață Dumnezeu, dacă vrem să avem un caracter corect și în tranzacțiile noastre cu cei de credință sau de necredință, tu trebuie să fii corect. În toate situațiile, Domnul Iisus Hristos ne-a învățat prin ilustrații și parabole pe care le extragea din întâmplările obișnuite ale vieții cotidiene. El asocia aspectele din natură cu cele spirituale, făcea legătură între viața ascultătorului săi și sublimele adevărul scrise în cuvântul său. Înțelegeți dumneavoastră? Zice, una dintre cele mai frumoase și mai impresionante parabole este aceea a semănătorului și a seminței. El a zis, cu împărăția lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om sămânța în pământ, fie că doarme noaptea, fie că stă trea ziua. Sămânța încolțește și crește fără să știe el cum. Pământul rodește singur, întâi un fir verde, apoi un spic, după aceea grâul deplin în spic și când este coaptă, roada pune îndată secera în ea pentru că a venit secerișul. De schimbarea noi nici nu știm cum se face în inima noastră doar prin ascultare față de Dumnezeu. Când noi ne străduim să facem fapte ca să dovedim noi înaintea lui Dumnezeu cine suntem, noi nu ne vom schimba niciodată.
Fiindcă faptele din exterior nu vor schimba interiorul, dar faptele din interior și acceptarea Cuvântului Dumnezeu va face fapte vrednice în exterior pentru slava și onoarea Dumnezeu și pentru mântuirea semenilor noștri. Zice, cel care a spus această parabolă a creat el însuși sămânța cea delicată. I-a dat puteri de viață și a stabilit legile care să-i guverneze creșterea. Apoi el a făcut o ilustrație vie a adevărului, atât în plan fizic cât și în plan spiritual. În timp ce Domnul Iisus rostea această parabolă, în apropiere și în depărtare, puteau fi văzuți arbuști de muștar care se înălțau deasupra ierbii și grâului, legănându-și ușor ramurile în bătaia vântului. Păsările zburau din creangă în creangă și cântecul lor se auzea în frunzișul bogat. Toată sămânța din care răsărea această plantă înaltă era una dintre semințele cele mai mici. La început răsărea un firicel firav, dar plin de vitalitate, care creștea dezvoltându-se până când ajungea la o înălțime deosebită. Tot astfel, la început, împărăția lui Hristos pare umilă, pare lipsită de semnificație, în comparațiile cu împărățiile lumești. Ea lasă impresia că este cea mai neînsemnată, este cea mai slabă. Înțelegeți dumneavoastră? Este cea mai slabă dintre toate. Dar ea va crește. Zice, am nevoie, dacă eu nu am familie, toți au decedat, sunt afectat, că eu sunt cu adevărat singur. Încrederea mea e doar în Domnul și mie mi se vorbește doar dur, fără blândețe. Așa crezi dumneata, frate Gabriel Tăbăcaru. Înțelegi? Frate Tăbăcaru, uite, am o rugăminte la dumneavoastră. Duceți-vă, domne, acolo unde vi se vorbește blând. Ce pot să vă spun altceva? Dacă vi se pare că vi se vorbește dur, un om la vârsta dumneavoastră, la 50 de ani sau cât aveți, nu știu cât aveți, vă plângeți ca un copil mic, e foarte greu lucrul acesta. Mai contează că nu ai familie? Domnul Iisus Hristos a avut familie, dar erau toți împotriva lui. Domnul Iisus Hristos spune că a fost părăsit de toți și a rămas singur și a luptat. El nu s-a plâns niciodată. Vă înțelegeți dumneavoastră? Înțelegeți? Noi trebuie să nu ne plângem. Cum noi ne plângem de multe ori că cuvântul lui Dumnezeu este dur împotriva noastră, dar niciodată nu ne plângem cât de rău ne-a făcut păcatul și câtă duritate a avut împotriva noastră. Ce credeți, că numai dumneavoastră ați trecut prin necazuri și încercări? Ce credeți, că numai dumneavoastră ați avut probleme? Înțelegeți? Să mergem mai departe. Sărăcia și număr mic a celor pescari lipsiți care îl urmeau pe Domnul Iisus erau prezentate din nou și din nou ca argumente care oamenii nu trebuia să se asocieze cu ei. Totuși sămânța de muștar avea să crească și să-și întindă ramurile până departe, pretutindeni în lume. Împărățiile pământești, a căror glorie umplea atunci inima oamenilor, urmau să piară, dar împărăția lui Hristos avea să reziste ca un imperiu puternic și vast. Împărăția lui Hristos este altfel decât orice guvernare pământească. Este o reprezentare a celor care compun regatul. Cu ce vom asemăna împărăția lui Dumnezeu, a întrebat Hristos, sau prin ce pildă o vom înfățișa? Nu a putut găsi nimic pe pământ cu care să poată face o comparație perfectă. Împărăția lui este una în care domnește iubirea sfântă, în care slujbele sunt date și numirile sunt acordate prin exercitarea iubirii. El le cere slujitorilor săi să aducă milă și bunătate iubitoare, care sunt atributele sale, în toate lucrările lor, să-și găsească fericirea și satisfacția reflectând dragostea și compasiunea gingașă a naturii divine asupra tuturor celor cu care au de-a face. Înțelegeți, dragii mei? Dragilor, deja ne apropiem de 3 ore de când suntem împreună. Eu mă voi opri aici în această dimineață. Vă mulțumesc tuturor care ați fost prezenți cu mine. Domnul să vă binecuvânteze, să vă poarte de grijă. M-aș bucura foarte mult dacă
ar rămâne cuvântul lui Dumnezeu în inima voastră. Dacă ar aduce rod bogat după voia lui Dumnezeu. Dacă v-ați preda lui Dumnezeu să-i slujiți cu toată inima și să fiți oameni temători de Dumnezeu. Nimeni nu are de câștigat în afară de dumneavoastră din această schimbare, transformare și pocăință înainte de Dumnezeu. Sunteți singurii care veți beneficia personal de prezența mântuitoare a lui Hristos și de împărăția lui Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu să fim credincioși și să ne temem de El. Să ne ajute Dumnezeu să fim oameni după voia Lui, cât încă se mai poate. Răscumpărați vremea, căci timpurile sunt rele. Răscumpărați vremea printr-o pocăință sinceră și curată înainte lui Dumnezeu. Dragii mei, după amiază, pe la orele 5, ne vom întâlni din nou. Voi transmite pe TikTok, nu știu, voi încerca să transmit și pe pagina Străjerul. Dacă nu, ne vom întâlni pe TikTok la orele 17, la orele 5 după amiază, unde să mai dezbatem ceva în Cuvântul lui Dumnezeu și să nu pierdem timpul degeaba. Ce să vă zic? Fie că mâncați, fie că beți, fie că priviți, fie că ascultați, fie că gândiți, fie că purtați o discuție, fie că vă îmbrăcați, fie că faceți orice alt lucru pe pământul acesta, să fie spre slava lui Dumnezeu. Mesaros Vasile, te-am urmărit de câteva ori, vorbești numai prostii. Nici tu nu știi ce crezi. Tu vii cu citate din Sfânta Scriptură care n-au nicio legătură cu Dumnezeu. Mă înțelegi? Omul prin lege nu se desparte de Hristos. Omul prin lege se apropie de Hristos, prin care este oferit harul lui Dumnezeu, prin care să fie mântuit. Ție nu-ți place cuvântul lui Dumnezeu, Mesaros? Înțelegi? Că dacă ți-ar place cuvântul lui Dumnezeu, te-ai pocăi? Înțelegi? Fiindcă tu ești un om foarte răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și al adevărului. Tu te crezi un mesager trimis de Dumnezeu și tu vorbești împotriva poruncilor și legilor lui Dumnezeu. Tu vorbești împotriva adevărului și împotriva pocăinței pe care Dumnezeu a lăsat-o. Nu există mântuire fără lege. Legea este îndreptarul și oglinda vieții care ți arată dacă ești curat sau nu înaintea lui Dumnezeu. Înțelegi? Pune mâna și pocăiește-te și întoarce-te la Dumnezeu. Dragii mei, vă doresc tuturor o zi binecuvântată și harul lui Dumnezeu să fie alături de voi în toate lucrurile. După amiază ne vom vede la orele 17. La orele 17, dragii mei. Dragii mei, după Străjerul, mă bucur foarte mult că ne-am reîntâlnit și în această zi. Vreau să vă spun că pe Facebook au intrat foarte puțin, dar pe TikTok au intrat foarte, foarte, foarte mulți. Foarte mulți. Ce să zic? Domnul să fie cu voi. Cei care doriți să mă urmăriți, după amiază la orele 17, ne întâlnim pe TikTok. La revedere!